Sunt ambițios și nu-mi place să-mi spună cineva că nu pot. Nu ai cum să trăiești fericit dacă te e frică de mâine. Iar tu ești fericit? Eu sunt fericit. Consider că mi-am trăit viața până acum, în secundă asta, așa cum am vrut, n-a schimbat nimic dacă m-aș întoarce și aș trebui să schimb ceva. Nimic n-aș schimba. Mi-am dat seama că sunt oameni. Frumoși în jurul meu, oameni care m-au ajutat, pe care i-am ajutat, oameni cu care am copilărit și am adunat atât de multe amintiri pe care cumva nu-i mai bag în seamă sau nu mai vorbim, și din vina mea. Ai făcut primul pas și cu oase, acum? Uh, cu oase am făcut un prim pas, să știi, și am rămas cumva dezamăgit. Că Toți avem în jurul nostru câte nu oase. Dacă nu avem, o să avem, deci aveți grijă. Ce și știu? eu pot da. fi la rândul meu pun oase. Vezi povestind lucrurile astea pentru că nu că m-ai provocat, îți mulțumesc că mi-ai mai făcut să-mi aduc aminte și să le share și sunt mii de povești de genul ăsta. Da, și dar așa Smiley când a apărut asta. în poveste. Smiley a venit în trupa simplu în 2002, după 2 ani de zile. Am reușit, am semnat treaba asta și am spus Smiley, că eu i-am spus Smiley pentru cât zâmbea și m-a și cum să-și facă autograful și am zis că am cum să și-l facă și acum face la fel, știi? Adică... Nu cred, tu ai dat numele de Smiley? Da, pe dar în perioada când erați împreună, simplu, v-ați certat vreodată să vă bateți vreodată, să fie scandal de ăsta? Să... Uh, cumva n-am vorbit trei luni. <laughs> <laughs> da, pentru că am fost certat de doamna Maria foarte tare, că vinovați eu că și-a rupt asta mâna. E <laughs> vinovat moga, bă, că ți-ai rupt mâna. Bă, am făcut, Baile, ele mi-aduc aminte acum, iară. Ziu, pe ba Bă, da, Tu, bă, Florine, mă! Bă, Florine, mă, să mă bată mama, au trecut ani, mă! Aici, aici. Bă, de ce, mă, de ce? Da, spune care Florin. Florin de la Haikyuu. Știu că la altă petrecere, din cauza asta, omul negru s-a sărit pe scenă și a împins de pe scenă pe amândoi, că s-a îmbătat omul negru și la n-a uitat. <laughs> Asia Express sau Survivor? Survivor sus. Asia Express este o, o altă poveste? Uh, nu este atât de dură? Este un joc greu, dar Survivor este top of the top. Te vedeai câștigător. Absolut. Păi, de mic am fost prost. <laughs> Pe cuvânt, eu iubeam multe fete. Eu sunt dependent de Elena pentru că Elena nu este doar soția mea. Ea este cel mai bun prieten al meu. Ea este partenerul meu în afaceri. este omul care mă pune la punct. Ea este mai mult decât atât. Am sărit din hamac și în momentul în care am atins pământul, am zis, sunt pregătit să fiu tătic din nou. Fiți dar... Cât poate să fiu de tine? Acest podcast cu tine... E, e La podcastul acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni! Începe podcastul acasă la Măruță, iar paharul ăsta devină roșu, îl ciognim cu un supraviețuitor. Ce rebel! Unul dintre preferații mei de la Survivor, exact cum am spus chestia asta încă de la început. Mi-a plăcut are de tot, de tine. Mulțumesc. Ambițios. Știam că te duci acolo hotărât să ajungi în finală și să câștigi. Da, așa am plecat de acasă cu gândul ăsta și îți mulțumesc pentru susținere. Am văzut și am simțit asta de când am plecat atunci la... Adică am venit la tine, ne-am metalat cu toți am stat și atunci retras. Dacă ți-aduce aminte, da, am stat da. într-o parte, am văzut pe ceilalți cum comentează, cum își pun ei picanterii unul peste altul și am stat foarte retras uitându-mă la ei și gândindu-mă mai facem una de-asta, când ne întoarcem cu toții și după aia le putem compara. Apropo de caractere. Pentru caracteri. că tu să te ai în spate, exact. mai fusese implicat în show de asemenea în vergură, da. sau aproape de aceeași învergură, da, 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 și știai cum o să fie Bă, jocurile acolo. Cumva da, adică am plecat cumva pregătit. Nu știu ce procent să dau acum, dar am plecat cumva pregătit. Știam că nu o să fie așa, mă gândeam că poate și mai bine, dar nu a fost cazul. A fost într-adevăr... Cea mai tare experiență a vieții mele, atât în carieră cât și pe plan personal, nu există ceva mai tare. Lucruri din care am învățat foarte multe. Te vedeai câștigător. Absolut. Bem un pahar de vin roșu Bem. de la prietenii noștri de la Sâmbureș și să știi Bem, că o să-ți dau să duci acasă Opa. de la domeniile Sâmbureș și când spun acasă, de fapt îmi dau seama că spun acasă la tine în Spania. Da, momentan, adică acum, da, așa, acasă înseamnă în Spania. Era bun un vin roșu acolo cu cocos? Mă, mă cum ar fi mers? Nu cred că. <laughs> nu cred că era Nu atât că ai de bun. mai fost pe traseu, ai fi avut pe alt, alt traseu atunci. Da, al, Absolut alt traseu. Nu, 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 nu. n-ar fi mers așa ceva. Păi dacă beam asta, din punct de vedere al alcoolului, era pală la revedere oricum. Și în combinație cu cus, cu, sigur nu. Nu sigur. mergea. Nu. Dar asta spuneam, acum o să-l duce acasă Elena, care Elena e în Spania. Și când spui Spania, e a doua ta sau aia e prima casă? Nici da. nu mai știu cum stau lucrurile acum. Da, e, și noi avem aceeași discuție. Și eu și Elena, să știi, ne mai punem așa la masă seara la un pahar de vin. Și discutăm subiectul ăsta, știi? Pentru că noi, de fapt, noi nu suntem cumva mutați într-un 100% în Spania, așa cum cred oamenii. Noi am tot făcut așa naveta, am testat, am plecat mai tine, nu știu, am stat o lună vacanță, după aia am revenit în țară, ne am continuat viața, după aia am făcut pasul, zic, hai să încercăm să stăm un an. Păi cu Alesia, cu Alesia, cu școala, bine, nu avem acte, continuăm partea de acte, care e foarte importantă, știi? Noi n-am ajuns la decizia primată să pleci în Spania. Uh, bă, a fost o, o, e o poveste foarte mișto Sergiu Stoialdin că știi de, da, de la Mandinga. De la Mandinga. Uh, cu el am plecat în. Uh, el mi-a zis de fapt că, bă, noi mergem în Spania, stăm acolo vreo o săptămână, două, închidem o casă, vacanță, uh. mergem și noi. El locuiește în Havea. Da, el acum s-a mutat în Havea. Uh, și zic, haide-mă că mergem și noi. Și am plecat cu Elena într-o. Uh, că mi-au căzut că Într-o vacanță de, nu știu, 10 zile. Și am stat cu Sergiu în aceeași casă, am șeruit-o să vedem cum e. Ne-a plăcut zona atât de mult. Zona de uh, Benicassim e fix lângă Castellon. Da. Ne-a plăcut și zic, facem și noi o vacanță, dar singuri, o lună. Perfect. Aceeași vară, mai spre sfârșitul verii, zic, am venit, acum știam cum era, ne-am împrietenit cu, uh, cu Mihai și cu Ana. ei fiind cumva... Uh, în... Uh, erau de scapă... mult acolo, în Spania? Da, erau de mult în Spania, dar uh, uh Oana și cu soția lui Mărgineanu sunt surori. Și nu găseam termenul ce Mihai cu, cu Mărgineanu. Da, da, cum nați. Cum nați, mă, bravo! Da. Vezi, de la vin și-am făcut efectul <laughs> deja. Așa, mă rog, și ne-am prietenit acolo, am descoperit zona și am venit acasă, ne-am continuat și am hotărât cu Elena, hai să încercăm să mergem un an de zile acolo, pentru că am găsit Deci în după Castellon, o vacanță de o lună, tu cu Elena și cu cât avea ales atunci? Uh, cinci ani. Ai luat decizia să, bă, mă... Un an în Spania, renunț la România? Uh, da, o pun în stemba, știi cumva. Oricum, atunci. în uh, Să fie șapte ani? Deci, acum vreo șapte ani eram altfel cu muzica, cu show-urile, adică eram destul de implicat. Mă chema România, oricum, pe scenă și unde aveam treabă. Dar mi-am asumat poziția de navetist în cască pentru că am găsit școală british în Castellon, am putut face pasul pentru că Alessia vorbește foarte bine engleză și atunci pentru ea era o continuitate, chiar o distracție. Și am zis, nu o să fie un șoc pentru copil din punct de vedere educațional. Și atunci am zis, haidem să vedem ce și cum. Și ne-am mutat acolo. Am găsit o chirie, ne-am așezat într-o chirie. Hai! Ne-am plecat cu toate de acasă. Că nu, nu ne mutam. Noi am plecat provizoriu să vedem ce și cum. Acolo am început să înțelegem ce înseamnă Spania, a trebuit să ne facem acte, acea nie, acel da. cod, ce, fiscal. cod fiscal, cumva. Alesia a început la școală, se descurca foarte bine, am început să simțim spaniolul, dar spaniolul, atât turistul care vine pe sezon, cât și spaniolul localnicul. Ne-a plăcut, am găsit plusuri, am găsit minusuri, după care am revenit în țară și am stat iar un an, un an și ceva în țară, că am avut tot felul de proiecte. Ba, a fost cu Kendama și a trebuit... Da, da, era șeful Kendamei pe România. Începuse treaba și eu nu eram prezent, nu se poate așa ceva și Ai atunci... Că... Am făcut toată nebunia aia cu Kendama de un an, doi, cât a durat. Eu am auzit de Kendama prima dată de la tine, știi, și tot felul de, de lucruri. Acolo ai fost și prieten cu Ase, nu? Da, păi cu el, împreună cu Ase, am plecat. La drum. Adică, la urma urmei, să nu uităm că la Oase am văzut prima oară Kendama, de la el am luat am început să mă joc și împreună am promovat tot ce s-a întâmplat aici, știi? Foarte fiecare tână. pe drumul lui, fiecare în lumea lui, dar am susținut-o, știi? După care, în România, am stat aici. Hai să mergem iară în Spania. Ample. Pentru că în România dai de alte minusuri, pe care, nu știu, în Spania nu le găsești și dai de greu aici. Și după aia compari și mintea începe să joacă. Și zici, bă, vreau acolo, vreau aici, vreau acolo, vreau aici. Și asta se întâmplă. Mie din mi se pare ani. foarte tare că faci povestea asta uh, când ai un copil. Uh, câți ai zis că avea ales Șapte, ani? Șase, uh, șapte uh, ani? Vreo șase ani? Cinci șase da, ani, da. da. Uh, și că te duci în necunoscut, știi? Și că ai curajul să faci chestia asta. Este un curaj Cu toate că familia ta e la Pitești, aveai neamurile, rudele, cariera, viața ta, prietenii erau aici, absolut. Prietenii, și dintr zici, nu mă, gata, plec în Spania. Știi spaniolă? Nu, nici acum nu știu. Adică acum sunt pe genul nu no poiu să Si Și, și clar mă înțeleg cu spaniolii și din gestică. Fac febre la brațe când vorbesc cu spaniolii, știi? exact, servesa și se senisero. Asta m asta m învățat prima oară. Uh, Dar și după aia iar am plecat. E, eh, da, de data asta când am plecat, am zis cu Elena, bă, e trist să stai în chirie în Spania, Într-un loc care este nou românilor, nu ne place. da, Ei au apartamente și case cu camere foarte mici. Ei da. nu au încălzire, au gresie pe jos, îngheață picioarele. Pentru că adică... nu au zăpadă iarna. Exact. Bine, și da, da, e frig. Iarna e frig îmi bate vântul ăla, chiar și acolo este foarte frig. Și, na, da, nu știu, nu aveam bani să închiriez ce mi-ar fi plăcut, că da. nu mă duc acolo să bag banii în buzunarul altora. M-am dus să stau decent acolo, să de o țară străină, totuși, știi. Dar casa mea de aici este aia pe care eu o iubesc și am construit și am muncit la ea, știi. Și stăteam cu gândul mereu acasă. Elena așa făcea. Ia uite unde stau eu acum. Și casa mea e goală și unde îmi place mie, și unde e cal, și unde curtea și. Și atunci când am plecat a doua oară, am vândut tot. Ai vândut tot din România? Am vândut tot din România, să nu ne mai gândim la așa ceva. Pentru că atunci eram setați, mergem și acolo începem să facem niște treburi, să le gaseră niște planuri. Și zic, bine, dar eu când vin aici și venim în țară, că o să mai venim și avem treabă, ce facem? Și am păstrat, am făcut un switch și am păstrat un apartament în care să stăm provizoriu. Și cum stăm și acum, știi? Deci tu ți-ai vândut în România tot? Da. Să spui și să zici, bă, începe o nouă viață în Spania. Exact. Ca să nu avem la de mai întoarce. Bine, da, Păi tine cu... te dezamăgise ceva în țară când ai luat decizia asta, te supărase nu, ceva? Nu era despre o supărare, era despre... Cumva credeam, credeam că am făcut destule și că aș putea controla de acolo ce vreau să mai fac eu cu muzica sau dacă din când în când mai vin în țară sau se mai întâmplă vreo emisiune sau vreo, nu știu, reclamă sau orice, credeam că pot să administrez de acolo. Și am plecat cu tot, trei camioane, cu studio, video, audio, cu casă, cu, cu, cu schi. Ce au zis ai tăi părinții? Uh, merg pe mâna mea, merg pe încredere, au fost, uh, au fost șocați cumva, dar lor nu le-am spus varianta asta că mergem, că am făcut tot. Nu, mergem, continuăm, tot acolo. Adică ne-am dat toate informațiile pentru că se agită, panicau. se panicau, efectiv. <coughs> Și acum, iată-ne, suntem în situația asta în care Totul este acolo, dar gândul rămâne aici. Lipsesc Bă, foarte deci multe Deci, niciodată nu poți să fii împăcat. Da. Asta e o lecție importantă să știi. Eu am trecut prin ea și uite, nu ești împăcat indiferent cu ce ai. Mult puțin, aici, acolo, oriunde, nu ești împăcat. Pe mine mă cheamă în continuare România, mă cheamă acasă, pentru că acolo orice s-ar întâmpla, oricâți bani aș avea, orice muncă aș face, mă simt ca un nomad nu am țară. Și atunci mă cheamă acasă, știi? Cumva sufletul pe mine, eu mă liniștesc mult când ajung acasă, aici. Aici unde toată lumea vorbește limba mea, unde nu trebuie să mai traduc, unde nu trebuie să fiu atent, unde cunosc pe toată lumea, unde mi-e ok, mi-e bine, știi? Nu mi-e foarte binele ăla pe care credeam că l găsesc eu în Spania, acea civilizație. Este, știi? Dar nu este aia. Suficientă ca să poți să continui cumva în stilul lor. Și, și te... am zis, băi Elena, știi ce? Și te-ai mutat acolo cu camioane, imaginez așa, trei camioane, ai închiriat ceva și ai zis gata. Da, știi cum a fost de fapt. Să în Valencia. Stăteam aici, în Benicasim, lângă în Valencia. Lumea întreba unde stai și eu am zis, bă, în comunitatea valenciană și de aici s-a preluat, a, în Valencia. Da. Nu, no, am dat-o așa că comunitatea valenciană e destul de mare, eram aici, în Benicasim. Problema a fost în felul următor, ca să vezi și ce relație am eu cu Elena. Deci eu eram cu tâmpitul de oase la Asia Express. Fii atent aici. Și acolo e În poveste. emisiune, da. Și la un moment dat am avut acces la telefon 5 minute. Moment în care 5 minute am vorbit cu Elena la telefon și mi-a zis să știi că eu vreau să ne mutăm în România. Și am zis bine. Eu eram un, mai aveam în emisiune de mers, mai era mult, multă treabă mai era. Ce crezi? Elena s-a mutat singură cu trei camioane, singură. A închis școala acolo. Stă-mi un să înțeleg. Deci tu ai plecat ai venit în România, ai plecat cu trei camioane în Spania. Da, m-am întors iar în România. Și după aia m-am dus iară. Deci de șase ani fac asta, da? Fac și... cercetare în decizie cum ar veni. Adică analizăm subiectul. Dureros financiar ca să faci asta de fiecare dată. Și ți-a zis soția, eu mă mut și tu erai da. la Asia Express. Da. Și am zis bine. Pentru că bine. Adică, sau se fi zis, Așteaptă-mă să termin. Nu. nu. Bine. Atât am putut să zic. Și Elena. <laughs> îți dai seama, a trebuit să facă toate procedurile, să închidă școala acolo, să închidă chiriile, tot, să deschidă și să găsească loc ales ei la școală. Iar a mutat Elena tot în camion. Că asta e amuzantă. Un camion are limită de greutate. Nu știu, 1000 kg o mie de chile bagi într-o dubă de da. Elena Săraca a pus în cutii și cu cutile să suia pe cântar, să le cântărească, să pună etichete, să nu cumva să depășească la dubă. Ea ne știi în Săraca, că au băieții acolo, să uită la cauciucul din spate și te uiți seama dacă e mult sau puțin. Ia Săraca, a reușit să facă mutarea asta. Este o eroină, efectiv. Bă, și acum îi, îi spuneam luase, bă, tâmpitule, să nu ieșim din emisiune acum, Doamne ferește, că mă trimiți în șantier și eu trebuie să mă pun să car. pe vin, aici și mă duc să car, să pun, să amenajez în casă, să fac, să trec. Nu există așa și ceva. Plus că trebuie să plătesc camioane astea nu care se mută dintr-o parte în alta, trebuie să câștigăm oase. Ca să nu mai zic, pe cuvânt m-a motivat asta un pic și am ieșit la final și am venit acasă. Deci am plecat din Spania, din casă, de acolo și am ajuns în România. Deci tu când ai plecat la Asia Express, să stăteai în Spania, da. Dai casa ta. Exact. Camioanele din România aranjate în casă, tot ce Totul. trebuie. Și când te-ai întors de la Asia Express... Am venit aici. Dar unde aici? Ai închiriat în România? Da? La, sau la apartamentul la provizor. Nu, la casă, că n-am vândut-o. Abia după aia am vândut a, După aia ai vândut. -o. Efectiv, asta a după, fost prima plecare. Exact. După asta a fost uh, vânzarea și am zis gata. Facem mutarea așa. Și acum suntem în situația cu tot, tot, tot ce avem acolo. Acolo care nu mai e comunitatea valențiană, acum e mai jos, adus, e mai la sud un pic, așa dus mai, în Marbea. M-am dus în Marbea, da. Și acum, iar avem gândul ăsta. Să te întorci. <laughs> Dar nu ne mai putem juca așa, pentru că Alessia a făcut 12 ani. Și acum deja își face prieteni, deja se întâmplă alte, începe adolescența cumva, nu ne mai putem juca. Deci acum decizia este un pic chiar decisivă din cauza alesii. Adică dacă venim înapoi în coace să, să facem ce avem de făcut, cam aici ar trebui să rămânem. Cel puțin o perioadă lungă până la pensie. Și la pensie mă pot duce iar înapoi, că atunci nu mai e despre... Că atunci alesia pe drumul ei. Exact. Și cum e? Că nu e ușor de luat decizia asta. Păi asta zic. Încă suntem, uh, și după tot ce a însemnat Survivor acum aici, încă ne gândim, și eu și Elena avem discuții și le analizăm din toate punctele de vedere și avem teamă de a face pasul pentru că nu știm care e decizia corectă. Pentru că Alesia are o școală foarte bună acolo, învață foarte bine și a făcut prieteni acolo, o văd. Nu știu cum va fi șocul aici, continuând ca școală, dar în, în, în partea asta la altă abia a învățat spaniolă, nu știu. Nu Acum știu cum toate deciziile, fie. practic, sunt influențate să-i fie bine alesie copilului, da. ceea ce mi se pare fi Da, da, normal. da. Ne sfătuim în trei. Nu ne mai sfătuim în doi, cumva ea și ea parte la, la, decizia și asta, ce cumva. Zice? Uh, și ea e împărțită, că nici ea nu ne poate servi răspunsul ăla. Da, vreau aici sau hai să ne întoarcem Ca să vă ajute să știți că gata, no, s-a rezolvat. Știi? Nu, și ea este. Mi-ar plăcea aici așa, dar și în România, dar și zic, soar, super, nu ne ajut deloc. Adică, <laughs> na, ok. Ok, ce, știi, sunt oameni care zic, bă, vreau să vând totul, să plec din țară și să, să mă mut ori în Spania, ori nu, cu totuși cu tot o altă țară. Și tu care ai trecut prin experiența asta, spui că nu e ușor. Că sufletul ți-e împărțit. Nu e ușor, da. Adică mie mi-e, mie, mie, mie e foarte greu să mă adaptez și să devin de-al lor. Nu e stilul meu, sunt mult mai lenți. Eu nu-l înțeleg, stilul ăla. Adică eu nu mă pot trezi dimineață la Almuerso, să mănânc dimineață cârnat și fasole și un pahar de vin la 7 dimineața, să muncesc trei ore și după aceea să înceapă siesta, să mai mănânc încă trei ore și la șase să mă duc acasă, gata, muncă. Păi cum și nu asta e viața pe care și-o dorește orice om? Eu nu-mi doresc pe asta încă. Știi, adică eu vreau, tati, hai că am pus la telefon, hai ce facem acum, avem mâine, hai că te ajută, mi-a -ajut. bac, faci trei lei, faci 5 lei, combinații. Asta e românul, supraviețuitor, el, el, face asta. Eu încă n-am ajuns la vârsta de pensie, în care, într-adevăr, și mie mi-ar plăcea asta mai încolo. Când, bă, nu mai trebuie să fac nimic, am făcut de toate, mă opresc și acum doar servesc un vin, o sau da. ceva Elena cum s-a acomodat? Elena s-a acomodat bine, în primul rând, cu limba. Ea vorbește mult mai bine ca mine spaniola. Nu, ea vorbește spaniola. Ea vorbește, bravo. <laughs> și ea și Elena. Eu deja nu. Și ea se enervează vis-a-vis -vis de viteza cu care se întâmplă lucrurile acolo, că sunt foarte lenți. Dar poate uh... oamenii ăia, știi, îi ajută să-și prelungească viața. Și că de foarte fapt adevărat. ce facem noi aici este doar un consum și nu facem mai mult altceva ca decât sigur. să împătrânim mai repede și să ne consumăm mai repede. Total, de acord. Dar adaptează-te la asta. Am putut să mă adaptez la Survivor, dar asta mi-e foarte greu, crede mi-e foarte greu. Adică aș accepta să mă duc în exil prelungit decât să înțeleg stilul de viață spaniol. Și Elena îi place foarte mult aerul, plaja, liniștea, siguranța în trafic, îi plac lucrurile astea foarte mult. Ne lipsesc încă aici, acasă, dar se schimbă cu pași mărunți și aici. Dar aici, în schimb, oamenii sunt altfel. Sunt mai săritori, aici ai emoția. sunt mai... Exact. Aici ai sufletul. Exact. Vezi, câteodată lucrurile astea nu se pot înlocui. Deloc! Sub niciun fel de formă, știi? Uh, uite, de exemplu, ei când își fac ziua de naștere, uh, ne vedem cu toții în neutru, la un restaurant, niciodată nu te invit acasă, niciodată. Uh, ceea ce nu e rău. Da. Adică nu faci curat, nu strângele, nu adică exact, da. cumva, știi? Uh, pe masă se pun doar 3-4 lucruri, fix cât poți să mănânci, nu ca la noi în care rămâne mâncare pentru încă două săptămâni lejer de acum înainte. Nu, ei îmi pun un pic ca pic, un pic de cărniță de așa, gata, asta a fost pe înfini și liber. Adică au alt stil, știi? Greu, greu să, să înțelegi, nu, să, nu să te adaptezi, că de înțeles să înțelegi, dar uite, mie, mie acasă, mă tot trage aici acasă, unde, frate, s-a stricat chiuveta la două noaptea, vine cineva să o repară. Acolo tot este maniana. <gântu -i> Bă, ce faci? Sun, <gântu -i> și de nostru, sună sun un român al nostru și spui, nu țe, ce faci, mă? Bă, nimic, e sâmbătă. Ce faci? Nimic. A, ce mișto cu tare, vii până la mine? Păi de ce? Păi mi s-a stricat chiuveta. Păi și? Păi țeava cu tare. Bă, mâine. Bă, dar zis că nu da. faci nimic, îți dau bani, plătesc. Doamne, ajută-mă, și nebune chiuveta care... Mâine, mai că vin, mâine și te rezolv. Nu vine să cred, știi? E, la noi în România nu se întâmplă asta. Practic, nu te-ai putut acomoda cu ritmul, ritmul ăsta și cu modul lor de a privi viața. Exact. Cu toate că nu știi dacă e mai bine a ca ei sau ca noi. Nu știu. Adică... Când ne uităm la longevitate <coughs> și când ne, ne uităm la o statistică a vieții, și dacă cred te... că stau ei un pic mai bine stau ca noi. mult mai bine ca așa și n-am văzut uh, spaniol, durdulii, nu vezi, mă. Vezi? Sincer. Adică... E un aspect pe care l-am văzut de mult. Adică te uiți acolo și zici, bă, oamenii ăștia nu suferă de obezitate. Da trăiesc mai sănătos, trăiesc mai, sunt mult mai atent la lucrurile astea. Și hai să nu uh, trecem în partea în care acolo sunt câini cu covrigi în coar. Cu Bine, câini păstrăzi nu sunt acolo, în primul rând. Ca să nu așa. Uh, nu sunt mulți bani, nu e ca și cum trăiesc, cum trăiesc, că nu vorbim de bogați. Vorbim de spaniolul de rând, care are și la salariul mini pe economie, muncește, da, face, comparge... Spaniolul de rând cu românul de rând. Exact, absolut, nu mă duc. Dar se respectă spaniolul de rând. Da. Își permite luxul de a se respecta, de a mânca sănătos, de a dormi, de a își permite. Sta la televizor, sau, își permite. Foarte fain. Ce să zic? Da. Uh, haide că mai povestim de toată chestia asta. Spune-ne cât timp ești căsătorit cu Elena? Uh, Fiate încetare. Uh, pe, 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 1 octombrie facem 15 ani de când ne cunoaștem și 14 ani de la nuntă. V-ați cunoscut la Dansez pentru la Dansez tine? pentru tine, da. Tu erai vedeta da. care te-a întâlnit cu... Coregrafa. 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 Da. da. Deci, practic, la locul de muncă cumva era, a fost șocant. Cumva întâlnirea așa, ea era cea mai mică coregrafă, abia făcuse 20 de ani, chiar 19 ani cred că avea atunci, și ea nu știa pe nimeni de aici. Mihai Petri i-a spus, vino la un casting pentru, uite, se face dans cu tare. Elena a zis nu, a sunat-o pe maică sa și forțat a trimis-o în coace în România. Ea abia venise din Danemarca, a fost campioana Danemarcii la dans sportiv, venise un pic până acasă. La like Da, și a trimis-o în coace. Hai, bine, să vedem. Și a venit. Și când a venit, ea dacă a stat toată viața plecată cu dansul sportiv. Nu știa ce rebel, dans, chestii, trestii. Și era s-a întâlnit cu restul coregrafilor, ne-a împărțit pe toți, uite, ăla, acolo, acolo. Bă, și când a auzit Elena, Lenuța, Lenuș, e cu Cerebel și cu Marieta, ceilalți coregraf, cu, cu, cu Cuța Boantă, care da, da. au făcut toți... Și Elena s-a speriat, era pe genul... Dar ce s-a întâmplat sau ce? o să vezi, e greu, e dificil, e nu știu ce. A venit Elena, s-a uitat pe telefon, ea, ce rebel. S-a liniștit când a văzut că sunt dansator. Și mintea era, bă, uf, okay. măcar am cu cine să fac treabă. O fi el nebun, eu o să-l cunosc, dar măcar am cu cine să fac treabă. Ce? Adică pot să merg înainte. Și da, un sezon de pentru tine durat trei luni. Și, uh, și, și am când și reușit... apropiat? în primul sezon, mai spre final așa, mai spre final, pentru că am stăteam cu ochii în pământ, concentrat la dans, că eram... Sunt de competiție, sunt competitiv și eu vreau, na, adică m-ai băgat pe mine pește în apă, pe să-ți cu mânot, știi? Și cu timpul, vezi, mă uitam așa cum vine vorba, la dans, concentrat și ridicam privirea și am văzut-o pe Elena, Ei... Hey! Hei, stai ce coregrafă mișto ce oh. Oh. <gări> <gări> oh, Ia uite, stai <gări> un pic, dar ce faci după repetiții? Hei! Deci așa după tânzat, un sezon dup ai putut să ridici și tu după cu... trei luni de zile. Cumva exact, știi? Adică pe la jumatea primului sezon, să zic. Ciu că vrei o cafea? Uh, da. Simțeam că face semn de acolo, din spate, avem pe <gări> prieteni, nu știi de la DeLonghi. Uh, știi ce e mișto? Că poți să comanzi cafeaua prin telefon. Dacă vrei o cafea, suntem aici alături de tine. Da. Deci aparatul, cappuccino, espresso, ce vrei. Uh, avem aparatul Espresso de longhi numărul 1 în lume. Exact. Niște italieni, e senzațional și foarte mișto, comanzi prin C telefon. Cum să comanzi prin C telefon? Păi fii atent, acolo, aplicația, gadget -uri. Ia. Uh, ce variantă avem? Avem cortado? Avem... Uh, <laughs> Maniana. <laughs> bine, 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 bine. Nu, dăm un ceva pe light, așa. Un cappuccino, dăm un cappuccino. Capucino, cappuccino, cappuccino. Pozaș, tu vrei ceva? Da. Fii atent. Eu eu. Ia. Deci vreau doar tu să-ți dai singur din telefon ultima variantă. ce acolo? Te rog foarte mult. ce face omul cu mâna lui? Cortado, cortado. Apasă, prepară. I-am dat prepară. Și? Și prepară acum aș Telefonul? Aș nu. Param! Am rămas Atâta, în urmă, nu, am rămas în urmă <laughs> cu asta, e ceva... Tehnologia asta cât de repede avansează. Da, nu, dacă să dacă nu dacă deschidem de subiectul ăsta, că eu sunt șocat, sunt șocat. Îl deschidem și pe asta și te întreb dacă, uitându-te la ce aplicații folosește Alessia, e câteodată impresia, zici, bă, chiar am îmbătrânit. A, cu siguranță, am senzația asta de fiecare dată când se întâmplă asta și mi-arăt Alesia noutăți. Fai... Are o fică, uh, Au o fică superbă și o puteți căuta pe YouTube. Are vlogurile ei uh, despre machiaj, despre tot felul de lucruri. Vorbește într-o engleză. Deci, că, băi, s-a da. născut în America, fata Sunt asta. foarte mândru de ea. Alesia, și... ești fabuloasă. Da. Uite, uite când vorbesc de ea, uite cum s-a făcut pira de găină, pentru că am cunoscut-o și la emisiune și pentru că uh, am văzut-o și este un este. copil genial. Aveți este, un copil este. minunat. Mulțumim mult de tot. Uh, da, nu, asta cu tehnologia o să povestim despre ea. Mă rog, da, că erau trei luni. Ridicase e... Așa, hei, salut, bună! Și am mai stat încă un sezon că s-a făcut un best of. Adică tu v-ați pupat? Eu am numai, stai că ne-am pupat în primul sezon, a fost o poveste de asta foarte interesantă. Da stai să zic, ce că de asta mai să zic ce poveste adevărată. nu știam cum să o invit. De ce? Pentru că începea povestea coregrafilor care spunea despre ea că e dansatoare, vine la aici și profită de vedetă cu tare românisme. Și nu știam, zic, cum o invit undeva, dai să o invit cu martori. Și zic că, păi când să iese la film, î, î, sunt pe omul negru, sunt pe Smile, ieșim cu toții la film și zic, bă, uite, noi ieșim la film așa, vești, a venit și ea, dar eram mai mulți. Zic, bă, nu mă duc la noi doi primare, că mi ies vorbe și nu vreau vorbe, asta urăște la mai mult. Am ieșit la film. După care ieșim în club, dar le iau pe omul negru cu mine. <laughs> Ca să ne ieșim amândoi. Tot tu așa. Mereu să fii cu cineva. Da, pentru că încă eram sub contract. Știi? Adică da. eram concurentul și coregraful. Totuși nu e ok. Adică nu amesteci una cu alta. La mine se amestecat sără deja, dar... Nu, Tu aveai atunci o relație în perioada aia? Nu aveam nicio relație. Terminasem orice relație. Eram liber. Nu eram cu păcat. La fel zic, era și așa. ea? La fel era și ea. Ok, perfect. Ce crezi, mă? Am ieșit în club, nu mai știu clubul. Și? Și era un club, avea un mijloc, o scenă, ceva Bă, când s-a eliberat, au plecat oamenii de pe limba asta Vis-a-vis -vis de noi, era tot baletul dansesc pentru tine în club Băi, băiatule, ce înseamnă asta? ni s-a stricat seara instant, erau toți, mă, bă, bă, toți Asta zic. Adică, bun... Ai, ce mai antrenați voi, mă? Care B să zic, a? Dacă mi-am o să aminte iar al sertar. Vezi, s-a accesat acum al sertar. Și am continuat seara, am dansat împreună toți și paletul și toți, știi? Uite, uite, așa arată ăsta al meu, așa arată al tău, așa ți-ai da. comandat Da, 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 da. Așa e, e varianta scurtă. E un cortado spaniol, adică puțin, așa. Ex. Nu e, da. Exact ce trebuie, foarte frumos. Bun, Și? Bun. Fii atent aici. Bursucu, că știi pe bursu. Da, da, da. la Elena. Oh! Ii bă, dar bursucul mare e... crai, mă, că mai auzit de el așa. Știi? De... Deci bursucul? Bursucul! Adică încerca, da, adică era normal. Și el fiind coregraf, el... el fiind coregraf, dansator, era bine atunci, era și pe felie, adică era mult mai, <laughs> mai pe dans, așa, nu? Acum e și el bărbat. <laughs> <laughs> uh, și în seara aia știu că Elena a râs de mine și a zis, bă, voi aici în România beți vodcă cu suc de mere, cu alea, băi, în Republica Moldova zia zi ca. Seacă, mă. Și m-am bătat. Eu prost că am pus botul la ce a zis ea. Bă, m-am bătat în seara aia. Ea n-a băut nimic, îți dai seama. Fată deșteaptă. Bă, m-am bătat și fiate în combinație. Ia împreună cu bursucul, mă duc pe mine acasă. Beat, mort. Asta aflu după aia. Ajungem acasă, Stăteam undeva în chirie pe magheru mi-aduc aminte. Și intrăm în casă, în apartamentul respectiv, mă pune pe pat și bursucul îți dă seama, Elena mi-a zis. Zice, bă, gata, hai, lăsăm aici, închidem casa, nu cred că se întâmplă nimic, nu știu ce. Și dă să iasă și... Păi hai! Păi nu, cu aici stau. Nu cred. Șoc! Eu stăteam deja cu Elena. Bine, trecuse. că n-am... Povestea nu e chiar abia ne-am pupat, abia am ieșit. Da. Trecuse deja și ea a zis, păi nu, că eu aici stau. Șoc la bursucu, s-a negrit la față, îți dai seama. Au început și niște vorbe pe la dansez pentru tine din seara aia. Adică a fost o poveste superbă. Dar după aia s-a înțeles, știi? Adică după aia s-a înțeles și că am rămas împreună. Și vezi, au trecut șase luni de dansez pentru tine și au mai trecut șase luni și am cerut-o. Pentru că în șase luni am putut să descoperi la ea tot și bune și rele, ce îi place, ce nu îi place. Uh, am văzut că ea este plus, eu sunt minus și când sunt eu plus, ea e minus. Adică atât de bine ne-am completat și ea a văzut la mine toate fețele și formele sub toată, în toată splendoarea lor și atunci am cerut-o și a zis da. Că m-a întrebat tata atunci, bă, dar dacă zicea nu? Zic, nu m-am gândit la asta niciodată și cum dacă ai zicea nu. Ai, 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 am luat, cumpărat o pisică. <laughs> Ok, cum ai certat soții? Mă așteptam acum să zic că, bă, -a un inel, știi? Adică, mi-a niște... o pisică. Păi nu, nu, mi-a făcut niște filme romantice, că eu dacă sunt în Zodia drag, Rac, eu am alte forme mai romantice, nu se vede după ambalajul ăsta, dar nici nu trebuie să se vadă, cine știe e suficient. M-am gândit cum fac și zic, bă, iau o pisică și un inel și inelul îi pun dezgarda pisicii și când du pisica acasă, filme de genul, știi? Deci tu ai cumpărat o pisică ca să-i dai inelul? Da, așa, pentru că știam că îi plac foarte tare pisicile. Da. Foarte tare. L-am luat pe cumnate, mai să intră în magazin, să nu vadă lumea că ce rebel cumpără un inel de logod, l-am pus pe cumnata meu. eu, povești de alea. Ia întreabă, vezi cum e, e bun. Păi nu știu că sora mea aia, făceam povești de alea, că mi era că. Mă rog, și am făcut treaba asta, am luat pisica, am luat inelul, l-am pus acolo și acum cum o aduc acasă. Că aveam treaba, eram cu școala de dans, Ia încă preda acolo, zic, bă, s-a făcut târziu, moare pisica dacă nu mă duc. Ce crezi? Terminăm la școala de dans și ele n ce, dar mi foame, la, hai că mergem să mâncăm ceva. După ce mâncăm, hai că mergem la film. Bă, moare aia pisica, M au de 5, în de ore. Bagaj. Era în apartament, am pus-o acolo pe pat, știi? Adică am făcut semi filmul, terminăm filmul, că am fost la film, am fost la film ca să nu forțez nota. Da, mai ții de ce film ai văzut? Nu, asta, asta ne pare rău la amândoi că nu mai știm care e filmul ăla. Și am adus-o în, în apartament, am așezat-o, i-am pus pisica, Bă, ca în filme, mă, ca, ca în plăcintă americană. Da, Deci se nevoile, pisica. Nu, a, nu mai știu, că era în cușcă. I-am luat și cușcă, i-am luat și de alea, tot, nu am luat de o pisică și atâta, cușcă, tot ce trebuie. A luat pisica în brațe, și mie mi s-a părut o eternitate. Cred că a trecut un minut, două, în care ea mângâia pisica, dar nu vedea inelul. <laughs> Știi, și aia pis, 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 aia, căs, căs. Și eram în picioare, am bă, bă, da. înghițit inelul, a inelul. Nu, uită-te că mai are ceva. Că... Dar Da, tu vedeai că mai avea inelul, nu? Nu te da, panicați era, că nu, poate nu, inelul. Nu, era acolo, dar nu-l vedea. Și atunci i-am zis, și pisica are un cadou pentru tine. <sighs> și atunci a fost momentul cu lacrimi, cu genunchiat, așa cum se face. Un moment... Dar uh... voi doi. Doar noi doi. Așa a fost momentul când am cerut-o. Efectiv. Foarte Ce... tare. Uite, acum mi-am aduc aminte. N-am mai povestit asta de foarte mult timp. Ce tare. Da, a fost un moment super, super, super frumos și de amintire. Păcat că n-am avem o poză. Bine, pe vremea aia nu era TikTok, Instastory și alte nebunii să ne facem instantul. Să... nu a fost nimic. Dar a fost momentul ăla al vostru și l-ai spus exact. al lor tăi. Tată, mama, tată, mamă, mă căsătoresc. Da, am zis direct, urmează să, hai, în cât timp? O lună. Și aici au zis, ai cunoscut în, pe părinții? Într -o... A, fost să cunosc părinții înainte, să iei o cer. Ce? Pe tatăl, Pff, aici în București, pe undeva pe la Berceni, de stai înainte într-un apartament, asta n-a fost o problemă. Tu te la Chișinău să ne întâlnim cu maica sa Și? Știi cum e? Domne, soacra e soacră, viitoarea soacră acolo e frumos, îmbracă-te, nu stilul tău ăla de rapper, de dansator, ce... Dacă te frumos, mergi la Chișinău, să rămână, bună ziua, ia cu flori, ia cu tot ce trebuie, așează-te la masă, hai să bem un vin, știți, eu nu prea beau, știți, faci imaginea aia drăguță, mănânci frumos, te ștergi cu șervețelul, cârpa, nu, mănânci puțin, ce ți foame de mult, Doamne, ce bun. bună e! Extraordinar! Da, da. ce să faci plăcerea, imaginea, să fie doresc, asta e... mi era teamă, pentru că știam că mama Elena este mult mai mai dură și mai, mai incisivă cum ar veni, știi? Adică da. și eram Bă, trebuie să iasă bine. Și a ieșit bine, să știi, adică chiar a ieșit Ai foarte bine. Ai cucerit din prima. Da, adică am, am știi, adică m-am întors -am înapoi la București și l-am, bă, gata, acum pot să mă gândesc să o cer pe Elena, știi, adică asta s-a întâmplat înainte. Și după aia, după ce am cerut-o, într-o lună de zile am făcut nunta. Ce fain. Mi-aduc a aminte, am fost la voi la nuntă și a fost superb. Am văzut poze de curând de la Cunia Civilă, de la nuntă, <laughs> cu voi. Fai. Băi, ce momente! Păi ce moment! Dai seama că vorbim de lucruri care s-au întâmplat cu 16 da. ani și parcă au fost ieri. Exact. Pentru că faci așa și așa impresia că timpul trece imediat. Și exact ce spuneai tu, că tot deschidem paranteze, ai fost la Survivor și pentru că stăteai foarte mult pe insulă acolo, ți se deschideau sărtărele cu amintiri din copilărie, din viața ta, lucruri de care nu-ți mai aduceai aminte. Deloc. Și cred că asta a fost una dintre cele mai interesante experiențe de acolo. Pentru mine, da. Adică să mă întorc în copilărie, în momente în care eu făceam alte lucruri decât și făceau colegii de pe scara blocului pasiuni ale mele de care am uitat Că mi-au plăcut lucrurile alea Dar îmi răspund acum de ce îmi plac alte lucruri Că s-au rostogolit cumva Momentul când m-am îmbătat pentru prima oară A fost un moment care De mult ori mă gândeam când a fost prima oară Mi-am adus aminte Mult mai detaliat Decât ce știam eu frânturi așa Momente importante atât amuzante cât cumva și triste, dar nu. Deci dacă mă puneai acum sau de, de, azi încolo mă pui să mă gândesc din nou la tot felul de alte lucruri, nu cred că mai accesez zona. Și ceva foarte interesant, alții dau bani pe terapii ca să poată să se întoarcă în copilărie, să se aducă aminte de lucruri. Numai, Ş... Și... aici faptul că stai izolat și că ai timp pentru tine, poți să faci chestia asta. Poți. Eu cred că e vorba doar de tine și timpul necesar și alocat. Dar nu pe genul, bai că stau două ore, pentru că tu știi că după două ore vii să mănânci, te juci la telefon, bași treabă și aia. Nu așa. Adică la mine n-a funcționat că n-aveam opțiuni. Eu trebuia să stau în apă, departe de colegi, că era multă poveste acolo și nu mă interesa povestea. Și acolo s-au întâmplat, a întâmplat aceste momente. Să-mi aduc aminte de copilărie, cumva. Dar vezi ce înseamnă, practic, să te duci într-un loc unde să-ți depoluezi creierul. Nici nu știu cum să zic. Adică exact ce zici tu. Stai că peste două ore mă duc să iau telefonul, dau uh, mesaj, am, văd dacă mi-a mai scris ceva pe Instagram, no. pe TikTok și mai departe. Nu, acolo știi că, bă, și mâine la ora asta, stai aici și poi mâine și încă o lună, nu se știe cât rezist. Da, să știi, da, de asta cumva recomand genul ăsta de... de, de, um... de aventură. De aventură și de a pleca în locuri de genul ăsta. Nu știu, oamenii i-a sfătuit să ducă, dar dacă te duci tu cu telefonul și te duci cu gândul că peste o săptămână ai ceva în business sau ceva treabă, nu e ok. Trebuie să te duci efectiv să te deconectezi. Și mai ales, cum spun doctorii, că și eu am studiat treaba asta să văd dacă a funcționat. Și la mine a funcționat. Se spune că nu ne folosim toată materia cenușie și ea, a, 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 o dezvoltăm până la un anumit până la limite și după aia gata. Știm că ne spălăm pe dinți cu dreapta, că mâncăm, că bem, că facem, că dormim, că mergem, că alergăm. Știm asta. Bun. Și nu mai că nu prea mai vrem să învățăm lucruri noi. Bun. Și se spune că dacă vrei să faci să evoluezi, să dezvolți în continuare, să folosești creierul ăla mai mult, se spune că trebuie să aduci schimbări care țin 21 de zile. Exact. De pentru ce? că atât este memoria celulelor... Uh... Exact. Și atunci, bă, lucru noi la modul mă spăl Obiceiurile, cu Obiceiurile, exact, efectiv. Le, le, memoria asta o uiți cam în 21 de zile. Că de asta se spune și celor care se apucă de sala de sport sau de alergat. Încearcă 21 de zile și, și o să vezi că după exact, aia devine obișnuință. Sau mai, mai ușor. Și-ai încercat asta? Nu, am așteptat să treacă 21 de zile la Survivor și să văd dacă tot greul de până atunci se așează pentru că trebuie să te obișnuiești cu dormitul pe scândură. Te dor oasele să învinețesc cu oasele, nu știi cum să te odihnești. Nu te odignești. Cu mâncatul, cu mersul la baie, cu apa, să bei doar apă. Tu nu ești obișnuit să bei doar apă. Tu, Eu, de exemplu, abia dacă beau apă acasă, că uit să beau apă. E, acolo sunt atât de multe obiceiuri schimbate, total și radical, la... încât am așteptat a treia săptămână să treacă cele 21 de zile, făcut poftă de știi, să văd dacă se așează. Se așează. Și așa e, funcționează. Ușor, ușor intri într-o rutină. Încet, încet înțelegi că ești acolo și că nu pleci de acolo și că urmează jocuri și că trebuie să faci doar asta. Nu mai e nimic destul de greu. Te adaptezi. Și e ok. Adică e ok. Nu e bine. E ok. Acum... da, ai deschis sertarele astea din copilărie. Da. Cum era copilăria ta? Am reușit. Da. Uh, bă, sunt mândru de copilăria mea. Nu am avut o copilărie uh, monotonă. M am avut o copilărie destul de colorată. Mama fiind educatoare, tata fiind ceferist, mai am o soră mai mare cu un an și un frate mai mic cu patru ani. Da. Cinci la număr. Mi-am adus aminte de uh, momentul în care ieșea mama de la Cămin, cu mine și cu sora mea, și mergeam, și cu Dragoș, era și Dragoș atunci, mergeam la alimentară să luăm rația. Uh, rația de ulei, făină, pâine și Te ce mai era. de cartela aia cu pe, care cu bine și de sticlele de lapte pe care le lăsai în fața alimentării. Da, la ora 5 cu cartela dimineața. Cartela băgată, era rândul de fapt din sticle făcut. Da. Uh, mi-am adus aminte de imaginea în care mama, în plină iarnă, mama cu o sacoșă în mână, grea, cu Dragoș, cu fratele meu mai mic, de mână, în, în mâna în care ținea sacoșa, trăgea și Sania, pe care erau plasele grele cu sticlele de ulei și cu tot ce a luat eu și sora mea, eu în față și sora mea în spate pe sanie. Așa venea mama de la cămin, pentru că tata era la servici, era la cu la gară, cu trenurile. Adică tata a avut altă altă meserie. Așa venea ea de la cămin și noi a trebuit să fim ajutorul ei în casă la orice, absolut la orice. Pentru că Ai imaginea asta mamei? Da, eroina de mama, uh, momentul în care în secunda aia cumva îmi porneau lacrimile și mi-aduceam mi, -aduceam, mi -aduceam aminte cât de nemernic sunt când mă sună și închid și zic, hai că te sun eu mai târziu în mintea mea și trec o săptămână, două și nu o sun. Momentele alea mă făceau mai puternic cumva și abia îmi doream să ajung acasă, dar îmi doream să și rămân în competiția asta pentru că știam că este foarte mândră de mine acolo. Adică așa am analizat eu situațiile de gen, știi? După aia treceam la alta amintire, mi-aduceam aminte alta și alta și unele mă dezarmau, altele mă înarmau cu răbdare, putere, rezistență și așa mai departe. Așa m-am luptat eu singur în apă în perioadele alea iar acum când te sună mama ta, nu mai aștept să treacă ceva timp, vorbește atunci cu ea. să fac asta. Adică nu am voie, trebuie pentru să că... atunci, atunci, pentru că s-au schimbat anumite lucruri după Clar. experiența asta. Clar, nu s-au schimbat total, pentru mine, mi-am dat seama că sunt oameni frumoși în jurul meu, oameni care m-au ajutat, pe care i-am ajutat, oameni cu care am copilărit și am adunat atât de multe amintiri pe care cumva nu i mai bag în seamă sau nu mai vorbim și din vina mea. E, trebuie să fac eu primul pas pentru a nu mai căra cu mine povara învinuirii. Ai făcut primul pas și cu Oase, acum? Cu Oase am făcut un prim pas, să știi, și am rămas cumva dezamăgit. Că voi ați fost oamenii care ați câștigat un sezon de Asia Express iar după aceea a apărut un conflict uriaș între voi, pentru că um, au stat lucrurile total diferite. Trebuie să prezentați împreună. Exact, exact. Lumea știe povestea, da? El a ales să se ducă, tu n-ai știut, cum te-ai simțit trădat Exact. Um, am înțeles uh... S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu se poate șterge ce s-a întâmplat, dar cumva am iertat, nu pot să uit că n-am cum, dar de iertat pot, pentru că pot. Și s-a întâmplat o tragedie, tata lui Oasei la un moment dat a decedat și în momentul ăla am făcut un prim pas cu siguranță și. Îl știam foarte bine pe tata lui Oase. Am trimis condoleanțe într-un video către Oase, în care i-am și spus că îmi cer cumva iertare. I-am spus că sunt aici oricum, tu rămâi prostul meu și așa mai departe. Adică un prim pas l-am făcut. A rămas tot liniște. Adică n-am mai făcut un pas către tine? Cumva. Și atunci zic, ok, înseamnă că nu e momentul. Trebuie să mai aștept. Și n-ați vorbit, vorbit de atunci? N-am vorbit de atunci. Dar ți-ar plăcea să. Da, sincer, chiar mi-ar plăcea să adică... mă văd cu el să povestim. Nu neapărat ca pe vremuri, că nu știu dacă se mai poate fi cum a fost. Poate fi un nou început, sau poate fi doar un pahar de vin, sau poate fi doar o poveste, un salut și atât. Pentru că erați prieteni foarte buni. Eram, eram prieteni foarte buni, într-adevăr, am făcut foarte multe lucruri împreună. Bune pentru el, bune pentru mine, bune pentru mulți din jurul nostru. Și da, s-au strâns multe amintiri. Și ce crezi că strică câteodată o prietenie de genul ăsta? Orgoliu? Orgoliu uh, și... Cumva, Ego. -ul. și egoul și... Să acționezi... Uh, care e termenul că uite nu bine? Să acționezi fix în secundă aia fără să gândești, să filtrezi, fără să te așezi un pic, știi? Într-adevăr, eu când m-am supărat, m-am enervat și m a simțit trădat și așa mai departe, altele erau versurile. Erau versuri mult mai dure, după care am stat, am analizat, mi-am dat seama că sunt un tâmpit, efectiv, dacă fac asta și atunci am început să o filtrez, să o așez mult mai, mai light. Pentru, pentru că, că, ai făcut o piesă în care ți-ai spus Da, supărare. pentru că am făcut piesa asta. Îți pare rău că ai făcut piesa aia? Nu-mi pare rău că am făcut piesa aia și vă spun de ce. Vă spun tuturor, vă spun de ce. Pentru că am considerat că e o lecție de viață pentru cei care ne-au urmărit și care ne-au văzut în ce stadiu, în ce echipă mișto eram. Și, cum am, din punctul meu de vedere, m-a trădat și atunci am făcut o piesă în care am analiz am uh, tras un semnal de alarmă și da, am cum și cum spus cum. la un moment dat că toți avem în jurul nostru câte oase. Dacă n-avem, o să avem, deci aveți grijă. Ce și zi? eu pot da. fi la rândul meu un oase. Dar asta vreau să te întreb. Poate. Și acum când vorbim, ești convins că el te-a trădat? Adică verdictul e același? Verdictul este că nu a avut curajul să vorbească cu mine și să găsim o soluție împreună și m-a lăsat să vorbesc în numele lui încercând să-l pun la adăpost, punându-mi imaginea și tot ce am construit eu personal, punându-mi-le da. la bătaie și în fața unor oameni am pus obrazul după care tu nu m-ai lăsat împreună cu tine să găsim un numitor comun, o poveste, să comunicăm. De Cu mine stiu. asta m-a mai Te-ai uitat apoi la sezonul când el a devenit prezentator? Uh, M-am uitat așa, printre picături, ori pe YouTube, ori pe televizor, așa. Știam că așa va fi. Adică știam, că știu foarte bine, pe el. Adică da. pentru deci că el... Nu te-am întrebat da, cum. Adică am, -am lăsat-o așa, știu, cum zici știu, tu. știu, știu că așa este și așa era. N-avea cum mai mult, n-a fost rău, n-a fost bine. A fost acolo, știi? Dar nu era surprinzător pentru mine. Am văzut de două, trei ori și după aia n-am mai. Ne întoarcem urmă. la copilărie. Cu cine te înțelegeai mai bine? Cu mama sau cu tata? Păi stăteam mai mult cu mama. Cu mama făceam teme, cu mama făceam cumpărături, cu mama făceam curat, cu mama bătea în covoare și tot așa. Tata mai puțin. Venea la 3-4 după amiaza de la muncă și cu tata făceam na, alte lucruri. Dacă mama era, mama era responsabilă pentru tot ce însemna școală, tot ce însemna acasă, efectiv. am empatizat foarte mult cu, cu mama, dar întotdeauna l-am înțeles pe tata. Pentru că am avut o familie normală în care și cearta apare, da? Și cearta poate dusă la extremă. Se întâmplă multe și atunci analizești, știi? La Survivor mama îți aminte de certurile exact. exact. dintre părinți? Exact. Și cum mama are discuțiile alea pe care erau atunci când tu erai copil? le văd și le aud de coul și analizam dacă cine avea dreptate. Că au fost momente de discuții duse la extrem de câteva ori și toate au fost diferite. Și atunci filtrez ca și copil, mama are dreptate, tata de vină, nu tata de Și te împarți ușor, ușor. Și acum analizam cum le văd de aici. Pentru că cumva mi-aduceam aminte aproape și subiectul discuției. Chiar dacă atunci aveam și am aminte ani. și tonul ăla de atunci. Starea o știam, tonul știam, cum se trântește ușa, cum se face liniște, cum după aia are gălăgie și tot așa. Se întâmplă, cred că în fiecare casă. Și e normal. Da, adică e normal. Nu normal. e normal. E normal să, să vorbești despre ele. să acum, vorbești despre ele. Să poți să te Asta a zic. Da, au fost momente foarte, foarte mișto. Mi-am aminte de. Sertarele astea care ți s-au deschis la Survivor. Mi-am aminte că am cusut. La viața mea, la mașina de cusut, am croit. Că mama era și croitoreasă în timpul liber. Am Lucru am pe care l aminte... Da. Cu, adică Știam că am făcut asta. Dar acum mi-am o să aminte cum făceam, când făceam, ce am făcut de, de getar? Efectiv, și de citare aveam și. Dar fii atent, acum, ca să vezi cum e povestea, uh, uh, Alesia, tot cum mama stă mai mult. Da. Alesia, tot cum mama stă mai mult, dar se întâmplă ca eu să fiu partenerul de joacă al Alesiei în tot ceea ce face, pentru că eu sunt mult mai răbdător. Elena nu are atâta răbdare, o ajut și pe ea să Normal, ea să stă mai mult cu, cu Alesia. Și ea, într-adevăr, ea ține frâiele de educație în direcția bebelușul Alesia să devină domnișoară. De Aia mă bucur că am fată și n-am băiat, mie mi-e frică să am băiat, că trebuie să fiu eu responsabil, să-l duc eu la baie, să explic eu lucruri care sunt de băieți și nu vreau să explic treaba asta. gata, are cineva și știi că o face cum trebuie. Dar acum vine adolescenta Alesia și sigur va veni și către mine și aici trebuie să fiu pregătit. răbdător? Adică ai timp să te joci? și mult, așa? Foarte mult. În momentul în care Alesia spune ceva, în momentul ăla deconectez orice și mă duc acolo. Alesia, de exemplu, vine și spune seara... Chiar și acum, hai că mergem în pat, du-mă în pat. Și mereu am lăsat orice și o iau am umbrat și o duc în pat. Bine, acum e mare, nu mă mai duc în pat, dar mergem de mână, mergem în pat. Atunci, când îmi arată orice, îmi fac timp. Uh, facem împreună teme la matematică, facem împreună povești despre muzică și le facem uh, uh, multe. Când zice Alesia, pentru că trec zilele astea. Și spuneam și ele noi, o să te rogi să vină ziua în care să te mai roage să o duci în pat și nu o să mai fie. Acum bucură-te de fiecare vârstă că îți oferă niște lucruri incredibil de frumoase. Acum, Așa e, dar mie mi se pare foarte puternic că de la nivel declarativ treci la practică și faci chestia asta. Și spui, bă, zici alesia ceva, gata, m-am deconectat gata. și fac. Știi? Nu e imediat. Adis. Ok, să mai întâmplă, să zic imediat, dar este imediat. Adică este, am terminat discuția sau fic ce făceam atunci, dar este imediat. Pe cuvânt, adică vreau să mă bucur de momentele astea și să nu cumva să treacă timpul să am regrete urăsc să am regrete. Nu prea am regrete în viață, am și eu la rândul meu, dar nu vreau să am regrete, vreau să le fac acum, așa cum sunt. Foarte frumos. Și te că mai mergea o surioară sau un frățior? Îți povestesc și asta ca să, ca să știe toată lumea. Am discutat cu Elena subiectul uh, și cu Alesia. Ce facem? Mai facem, mai vine o surioară, mai vine un frățior, mai... Elena știe că va fi frățior oricum. Deci Elena cumva știe că o să mai avem un copil, ea așa știe. Și zic, mă, de unde știi tu ăsta? Și o să fie băiat. Zic, bine mă, hai, punem pariuri sau ce face, că n-am înțeles. Și povesteam de subiectul ăsta, Alessia a ales, am început să gândească și la nume. Nu e cazul că nu, nu suntem pe picior de a ne face de. patru în familie. Și eram la Survivor. Apropo de să vezi cum funcționează psihicul. Stând la mine în hamac, cade soarele, apune, și atunci trebuie să pleci la somn, că s-a făcut în și n -ai sursă de lumină acolo decât dacă faci focul. Am sărit din hamac și în momentul în care am atins pământul, am zis, sunt pregătit să fiu tătic din nou. Pur și simplu, fără să mă fi gândit în ziua aia o secundă la treaba asta. Cu voce tare, așa? Pe cuvânt. Și de la hamac până la baracă, care sunt 10 metri, 15 metri, mi-am să aminte că vorbeam de numele lui, că sigur e un el, așa cum spune Elena, și zic, acum, noi vream, atunci când ne-am gândit că o să fie fată sau băiat alesia, dacă era băiat aveam și varianta Dominic. Dar zic, bă, are velea Dominic, stai un pic, eu filmele mele, știi? Acum am zis Dominic o să-l cheme, pentru că, 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 sunt că, în acum dominicană. că astăzi în Dominicana am gândit eu asta. În mintea mea. Și o întreb pe Laura. Bă, în cât suntem azi? Că eu, Laura Giurcanu, da. Da, pe Laura Giurcanu o întreb cât, în cât suntem azi? Știam săptămânile și cumva ne dădeam seama. Și eram în data de 13 martie. Pe mine, da, ești a tatuat 13 la aici. Pe mine cifra 13 mă urmărește oriunde mă duc, îl văd. Pe un autobuz, într-un film, în, îl văd pe 13, nu știu de ce, mă urmărește. Am jucat și basket cu numărul 13 pe spate, la fel, și zic, bă, ăsta e un semn. Când a plecat Natalia, i-a șoptit atunci la ureche, când am luat la revedere, îi zic, spune-i lui Elena că sunt pregătit să fiu tătic. Nu cred. Pe cuvânt de onoare. Și mă gândeam, zic, bă, n-am mai fumat, n-am băut nimic, sunt curățat, sunt bine și nebun, acum e momentul. spune să fie pregătită cumva. În mintea mea, știi, eram, bă, fii atent că s-ar putea să fie ăsta e momentul, știi? Nu pot să cred. Pe, așa s-a întâmplat. Efectiv, așa s-a întâmplat. Revenind cu picioarele la civilizație, vorbind cu Elena, mă duc de paște acasă și văd contrastul între Alesia și nepoțica mea, pentru că fratele meu acum este proaspăt tătic, are 8 luni. Să vă trească. Mulțumim și îmi dau seama că este aproape imposibil. De ce? Nu cred că mai avem, vorbeam după aia cu Elena, nu cred că o să mai avem răbdare nu cred că o să putem... V-am mai distrus povestea asta, ce deci eram așa... Păi să eram, spun, stai! Eram de mai lasă-mă un pic să mă bucur de ea! Da, adică m-am uitat la Alesia și la, 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 la nepoțica mea și mă gândeam, zic, ok, mai putem să oferim ce am oferit alesie, mai putem să avem și nu mă refer financiar Doamne frește. Mă refer la răbdare, la această lume, la, la, la tot ce Atenția. se întâmplă, la atenție, la tot. Proteția. Mai putem. Ok, acum alesie e foarte mare. Adică foarte mare în raport cu... Și zic, mamă, 2 13 ani aproape diferență. Cum o să se întâmple lucrurile cu școala, cu munca? Cum se va întâmpla? După aia mă gândeam, eu zic, bă, stai că nu e nu -i bine. Nu, nu trebuie să nu, nu. Nu pot să fiu tată de băiat, mai ales că eu o să am acum 44, așa făceam, 45 fac la anul, 45 și cu 18 când faci asta majoratul, 45 cu 18, 55, pac, 60. Bă, la 63 de ani, dacă mă cheamă ăla la școală, toată vină că m-a bătut unul. Păi mă bată ea toți la școală și de bun la cap. Ce tătic șmecher sunt eu, mă o să-mi apăr fiule și de bun la cap. Nu merg. Asta era în mintea mea, știi? Și zic, bă, cum fac? Pe de altă parte, Alesia a venit când Elena a luat pastile. Deci Alesia a fost deci deci un... O minune. O minune. Adică ea nu, nu, erați pregătit nu era să pregătită. Să nu efectiv, da. Și am zis, bă, dacă vine când vine, o să fim aici. Să primim ce ni se oferă. Dar să ne facem singuri asta, încă ne e greu să facem pasul ăsta. Mai bine mai mergem o dată în Spania, o dată în România, decât să facem asta, știi? <laughs> și încă suntem în acest, aceste discuții. Dar 13 lea de unde ți l-ai tatuat prima dată pe gât? Așa mi-am tatuat, că mă urmărește. Dar cum îți ai dat seama prima dată că te urmărește? Am început să-l văd peste tot, cumva. Și eu sunt atent la detalii, eu mă uit printre rânduri, văd în filme ce alții nu văd, ce marcă de ceas are la la mână. Ce... Am o problemă de asta. Văd detaliile. Poate pentru că și la în tinerețea mea, la adolescența mea, cu niște colegi de bloc, mai mergeam și mai sustrăgeam bunuri ale altor vecini și atunci trebuia să fiu foarte atent la detalii și la urmele. <gântu -i> Au fost date. lecții de viață de, de cartier. Uh, nu știu, mă urmărește acest, acest număr și mi l-am asumat și atunci m-am gândit în dominicană, când eram în apă, că o să iau o băutură și o să-mi fac băutura mea alcoolică. Nu știu ce băutură o să fie, dar știu că se va numi 13. Ceea ce mi se pare, mi se pare senzațional, adică trebuie... mă gândeam că poate e un contract pe care l-ai semnat. Nu, tu, știi? nu, 13, mă urmărește cumva cifra asta, peste dar, tot. Dar tu îți dai seama că e anul perfect? Câți ani face Alesia? Alesia face 12 ani. Și deja deci nu? Alesia, Elena face 35 și eu fac 44. Și, și deja deci la anul câți ani face Alesia? 13. Bravo! Deci tu, dar tu că... să, începem să bem, dacă... Deci tu îți dai seama că o să vină băiatul când Alesia are 13 ani dacă se întâmplă asta, o să vin aici și o să vorbim despre subiectul ăsta <lăș> și o să-ți povestesc cu detalii și o să-ți să dau să pierzi tu un pariu sau ceva, nu știu, deci, ima... să fii tu vinovat la treaba asta. Imaginează-ți el... ce tare ar fi. Wow. Deci, deci Acum că dacă... ai zis-o. Pe bune, nu? Dar fii wow. Ciucă mi-a dat mesaj și era wow. Ines, tu erai Ines, era foarte atent, de toți atenția. aici, știi, fascinați de povestea ta wow. și oamenii care, îți dai seama, în 13, deci la anul Anul 13. Gândește că nu te gândi la asta. Deci, Deloc. Vrea să vorbi de copii și la anul, ales face 13 ani. Dacă vine și într-un 13 septembrie, așa, ca să fie treaba, treaba. Wow, dar asta nu m-am gândit, da. Da nu, nu, nu știu, sunt aici, dacă bărbosul vrea să facă ceva pentru noi în direcția asta, dar sunt gândește aici. gândește-te ceva, 1 cu 3, ce e, 4. Hai, nu începe cu numerologia și cu asta, că așa făcea și nebunul ăla de la războinici. Șapte, da, că limita la Laura pe ăsta, pe Dendelcu. Da, domnul Dan, șapte, șapte, nu. Pentru noi este șaptea cursă, a șaptea face tripleta. Domnul Dan, să știți că 13 e numărul nostru. Azi e victoria, domnul Dan, mulțumim frumos. <laughs> Da, domnul, da. Bun. E, domnul Cerebel, iată că ajungem la... Bă, ajungem, mie place că deschidem așa paranteze și le ajungem cu ele până în prezent și apoi ne întoarcem iar în copilărie. Da. Că la Pitești, acolo ai devenit celebru. Acolo am început cu dansul. Uh, și asta este o poveste pe care o să o așez în imagini, poate, la un moment dat. Uh, pentru că în cazul în care nu știați oameni buni, e cerebel are o arhivă de aur acasă, da. cu tot ce înseamnă cariera și viața trupei simplu am, și a, a, a în 1996, cum dansam eu în 1996, ne pregăteam cu trupa trivale să dansăm <laughs> pentru ceaiul de la ora 5, care venea da, la Marina mășan. și filma ceva. Exact. Și am filmarea aia pe casetă video și o să deci o pun trupa digital. trivale? Trivale ne numeam, Pentru că da. erați din Pitrești, din trivale. Exact. De ce m-am dus la dansuri? E o poveste, iar, de ambiție. Adică, la modul. Sora ta făcea ceva, fiind mai mare, era mai. Îți povestesc acum. Este, este superb, este delicios. Am plecat la Palatul Copilor, mama și tata ne-au ne îndemnat să mergem la Palatul Copilor să facem UNICEF. Să mergem la clubul de UNICEF. De ce? Noi cântam deja la chitară. Sora mea cântă la chitară și eu cântă la chitară. Și acolo să fac și cântecele. În spaniolă, în engleză, în franceză. Spaniola. Și atunci învățăm și limbă străină. Așa gândea mama cu tata. Super. Învățați limbă străină, nu costă nimic, e gratis, e Palatul Copilor, de ce nu? Hai da! Și am plecat cu sora mea la Palatul Copilor să învățăm să, la UNICEF. Ne povestea și despre ce înseamnă UNICEF. Super tare! Dar în timp ce te duci la clubul ăla, treci prin hol. În hol se vede în sala mare trupă, tobe, clape, pian, și nebun, ce tare. Mă înscriu la aeromodele. Frate, tu nu mergea cu voi. Nu mergea cu noi. Mă scriu la aeromodele. Club, al club. Mă scriu la karting, alt club. Zic lui mama, vreau să mă scriu și la instrumente muzicale. Mamă, sunt prea multe, nu mă. În hol se antrenau dansatorii. Din sala de dans ieșeau și se antrenau și pe hol. Am început să le învăț mișcările când plăcea și mă acasă, le repetam și le învățam. Până am avut curaj să-i spun mamei, uh, vorbesc de 1993. 94. Și zic, mamei, uh, vreau să mă duc la dans, pe bune. Dacă trebuie, renunț la karting, renunț la alea, vreau să mă duc la dans. Și mama, fiind educatoare, orașul mic, cine e acolo? Doamna Miclăuș, doamna Sidonia Miclăuș, e un buchet de flori, te frumos la fel, te duci sâmbătă viitoare și îi spui că vrei și tu să te înscrii la asta. Bun. Așa am făcut, m-am dus la Palatul Copiilor Să rămână A, da, băiatul doamna nu sigur Ia a. -a loc în spate Sala plină de dansatori Și în spate m-am pus să fac ce fac ceilalți Știam tot Profa a văzut că pașii pe care ei îi Făceau acolo, de dans modern Eu îi știam în mare parte S-a prins un beculeț Bă, ce să nu-ți Bun A zis nimic Să termină cursul Palatul Copiilor în Piteș este în pădurea Trivale când cobori scările de la Palatul Copilor, în dreapta se duce toată lumea în parc, pentru că nu mai au voie mașini și e un parc foarte frumos, în stânga te duci la stația de autobuz, te duci la tine acasă. A coborât toată gașca de dansatori, fete, băieți, puști, mișto, de gât, țineau foarte, mi-aduc aminte perfect imaginea asta. Au coborât în stradă și prostul, lângă ultimul, el am și eu acolo, așa, știi, ultimul. De Hills, așa. Exact. Și toți au făcut dreapta și au plecat în parc. Și am rămas în mijlocul străzii uitându-mă cum ei se duc și nu venea să cred că nu-mi zice nimeni ha, haide mă și tu cu noi. E chestia asta m-a făcut să ajung azi aici. Pentru că m-am întors în drum spre casă, mi-am spus și i-am spus și mamei, o să devin cel mai bun dintre ei pentru că vreau să le dovedesc că sunt foarte bun și din secunda aia s-a făcut schimbarea și totul a început să ia uh, o, o, o pantă ascendentă până azi acum aici. Din cauza acelui moment. Pentru că începând de săptămâna viitoare am început să-mi fac o rutină în care înainte să începem, de exemplu, cursul de dans sportiv, se făcea balet. Balet însemna o altă doamnă profesoară cânta la pian și fetele făceau studiu la bară. Doar fete. E, am reușit să intru la cursul ăla. M-am rugat doamna profesoară și eram singurul băiat care făcea și studiu la bară cu fetele acolo. După aia făcea dans modern, după aia făcea ce trebuia. În 94 plecăm la primul concurs. Câte de atunci? Dar aici cu matematica asta o mai prost. Stai să mă gândesc. Ori de când m-am născut, și 10. <laughs> <laughs> 16 ani. El am la 16, așa. 16, 16, 16 da. Exact. Am fost la primul concurs în 94, am câștigat acolo, abia m-am băgat în trupă. S-a întâmplat să facem 18 ani, s-a spart trupa. Am rămas iar singur. Zic că eu, atâta, cine de mai dansez de acum? Că toți, facultate, toți s-au dus pe unde s-au dus. Și așa s-a format trupa Mesaj Nou. Am luat pe piticul, pe francezul, pe omul negru. Și după aia s-a format trupa Simplu, cu taz, cu Bebico, după aia a venit și Smiley, și după aia a începe toată povestea trupei simplu, așa, până în prezent, astăzi, azi, acum aici. Ce rebel cine ți-a zis? Uh, Cred că ai mai spus asta de o mie. de Tata face, făcea Rebus, Sudoku și așa mai departe. Uh, îi plăceau cuvintele cu... Uh, să le taie, uh, așa cum e și la Rebus, ai văzut că zice din da. trei, din, uh, Și am învățat și eu treaba asta de la el. El mi-a făcut cadou primul dicționar de rime, și făceam rime. Efectiv. Luam rimele cu nu știu ce, puneam 30-40 pe foaie care îmi plac mie și cu ele compuneam o poveste. În timp ce căutam în dicționar de rime, am văzut cuvântul cerebel. Era și prietenul meu Elvis lângă mine. Așa îl cheamă Elvis. Și îl cheamă Badea Elvis în buletin, ca să dai seama. Era și el lângă mine și am luat cuvântul, am scris cerebel, am tăiat eurile, a rămas cârbălă și imediat am zis, compun rime bine legate. Mamă, ce tare e asta. asta! Atunci e, era și perioada când era racla. Păi de acolo m-am inspirat. A, de la... de a, cum era? Racla, rime, rime albe, albe nu, care... Nu, nu albe. Rime alese care lovesc da, adânc. Așa, rime alese care lovesc da, adânc. Da. Și așa ți de atunci -a era venit racla. Asta. A zis, ta, mă, așa mi-a venit. Iar prietenul meu mi-a zis, bă, ce rebel! O, oh, da, bă, corect! <laughs> și de atunci a pornit toată treaba asta. Am făcut 18 ani, după aia mi-a făcut primul tatuaj care a fost cu cerebel la fel. Și bine. Foarte hotărât așa în viața ai fost. Uh, da, când am vrut ceva și așa mi-am pus în cap și am făcut. Și ți aduce aminte cu simplu când, cu, când ați avut uh, când v-ați unit voi toți. Cât erați la simplu la început? 6. Deci erai tu, eu, omul negru pitic cu francezul de la Pitești, Taz și Bebico din București. Mai mare ca mine cu 10 ani. Și simplu era numele dat de cine? Da, bine, o să ne audă multă lume acum. Dacă l-aș găsi pe nașul care ne-a spus simplu, aș rămâne dator. Toată viața m-am gândit la treaba asta, pentru că nu știu. Eram în clubul Max, eram la Roton, Cătălin Muraru ne-a să găsim un nume, ce să fie. Și el avea, în politica lor, aveau cumva să fie ei aveau trupa capital scris cu capa, da, da. adică niște cu litere de genul ăsta mai incisive, să aibă un design, să ceva. Și ne gândeam la șocant, ceva scris cu capa, făcut nu știu cum. Căutam nume. N-am avut nume și a trebuit să mergem în clubul Max, ceva de promovare, să dansăm la un bal de bobo ceva de genul ăsta. Și eram și la erați masă. Cine? Erați băieții, dansatorii, trivali. Deci, eram, eram, da. Nu avem nume. Nu, nu avem nume. Eram la masă, zi un nume, zi un nume. S-a apropiat prezentatorul cum vă strig, cum vă prezint, nu știu, nu știu, zici ceva simplu, el a auzit doar simplu și a zis, și acum, trupa simplu. Așa a apărut trupa simplu. Ce tare. Zici ceva simplu, așa, și... Pe cuvânt, și nu știu cine e. Trupa simplu. Exact. Bă, cine e prezentatorul? cine omul ăla care în anul 2000, sau 99 în decembrie, când era atunci, cine este omul ăla care prezenta acel eveniment și ne-a zis, și acum, trupa simplu. Ia-ți-o asta. De mâine vă numi simplu. Nu eram băi tare. A, cool. i am și lui Cătălin, a, e bine, hai. <laughs> și așa a fost, așa a, fost a, a fost simplu. Și după am început simplu, să caut eu la S, ce să pun, la I, tot fel de povești astea. Și Dar Smiley a apărut -a... în poveste. Smiley a venit în trupa simplu în 2002, după 2 ani de zile. Noi am scos provocarea. fiind din Pitești. Da, pe aici a fost povestea că era provocarea și hei ho, primele două piese ale noastre, cu două IP-uri, două clipuri. Cătălin, Casa de Discuri Roton, a investit banii respectiv în muzică și în clipuri tot. Eram cumva dator la Casa de Discuri. Cătălin ne-a spus clar, băi, uh, sunteți dator niște mii de euro, care pentru noi când ne auzeam mii de euro era faile alea la de ce la pușcărie, clar. Da, avem nicio șansă, ești de bun. Uh, ne-a zis, bă, aveți datorie de niște mii de euro, dacă nu intrați pe radio, trebuie să găsim o soluție. Deci vă trebuie o voce. Și atunci at am trebuit să Dar duc... vă și cântați sau doar danseți? Hey, nu eram cu, noi ne-am apucat de microfoane. Eu, omul negru francez, ne-am apucat de microfon ca să vadă lumea cum dansăm. Asta făceam în Pitești acolo. Uh, și m am dus la Pitești să caut o voce și taz căutau o voce în București. Ambiția mea era să găsesc unul din Pitești ca trupa simplu să fie din Pitești. A fost ambiția mea de o viață. Și mă duc la Pitești, unde exista o trupă concurentă trupei noastre, Mesaj Nou, cum le numeau înainte. Mai exaua, mai era o trupă care se numea Uh, trupa Millennium 3 <laughs> trupa formată, care avea deja un album scos pe piață la nivel național cu ajutorul lui Ghiuri Pascu da, Dumnezeu să-l ierte, să ierte. Uh, era mai sus ca noi, adică poziție, până să fim noi simplu, ei erau mai tari în pitești. Băi, au reușit, aveau un album l-am pe casetă și acum, cred că și Smiley l-are. Pentru că în trupa aia era Smiley, cu Robcea Andrei sub numele de Randy și cu Tulică Ăștia trei erau trupa. Tulică cine? Uh, Tulica a mai continuat? A mai continuat să fie în echipa lui Smiley. Mulți ani de zile s-au ocupat cu tot felul de lucruri pe la, pe la H. Uh, ăștia trei erau Millennium 3. Și eu, pe altul nu știam în Pitești. Și m-am dus acasă la Pitești și zic, bă, hai să ne vedem într-un restaurant, într-un bar de asta. Și m-am văzut că și zic, vrei să intri în trupa simplu? Trupa simplu deja avea, era și Toată lumea dansa breakdance, Era un nume deja. Pe și cum ai doar lui? Da. Doar lui Smiley? Atât. Pe de ce nu ai lui Andrei? Lui, lui Da. Nu, ce treaba aveam eu, că cu el mă știam. A, deci știai dinainte. Că de... Știam, după la evenimentele da. locale, știi? Vrei să-i într-un pas simplu? Și la bătești prost. Eu, bă, voi dansați, mă, break dance, dă-le, ne... Eu? Păi nu mă, hai să-ți explic. Nu e asta. Fia de, dar avem nevoie să cântăm. Fia m-am gândit. Hai să cântăm piesa de la Underdog Project. Aia cu I can handle it. I can handle it. What can I do Ce da, mă, bine, ai cu cântăm, pe aia o facem, dar ce, cu dans nu există așa ceva. Bine, el era plăcut, impresionat că poate să intre și noi fiind deja consacrați cumva, îi plăcea ideea, dar era îi se negrise privirea, efectiv, când i-a zis breakdance. Ce mă? Breakdance. El care era raiat, helancă, liceu de fete, băiat care învață bine, adică cu muzica, nu era breakdance pantalon larg și ei, ei, nu era în genul ăsta. Și merg, eu eram la teatru, lucram la teatru din Pitești, la estradă, eram balerin acolo și acolo era și un studio muzical. Și acolo a trebuit să iau bani din salariul meu pe care îl câștigam la teatru ca să facem un instrumental. Și am făcut un instrumental, adică am copiat da. instrumentalul, a venit mai a tras voce, casetă cu bandă neagră. Să o lipești ca să faci exact, piesă. Exact, da. exact. Facem asta. Uite, facem asta. Vine Smiley, uh, hai la București, că trebuie să te vadă, să te asculte Cătălin Muraru. Bine. Bine Șeful că... casei de discuri Roton. Exact. Una dintre cele mai cunoscute case de discuri și vechi. Efectiv, din da, din. A... Da, da. Chiar da. <gânt> și în biroul în care a pus trupa simplu, adică pe noi, mesajul, ne-a pus să ne învârtim în cap. Când am dat probă atunci, aici îl pune și îl primește pe Smiley, în birou, pe mine și pe Smiley, și zice, da, zic, Cătălin, uite, el este Andrei, e așa, când am adus caseta, uite caseta, putem să ascultăm acum, și Cătălin zice, o mă interesează. Cântă. <gânt> Bagă. de <laughs> varianta aia. Și a cântat mâine acolo. cu voce la Bun. Bine. O mă cheamă, mă, mă ține doar pe mine în birou și zice, băi. Bine, vin și băieții, vine și tați, vine toată lumea. Da, îl primim. Gata, îl băgăm în trupă. Dar povestea acum începe și ea conotație, că cumva. Fiindu-i teamă că nu știe ce profil e acest om, noi fiind deja cu trupă consacrată, Cătălin nu știa dacă să-l semneze în același contract sau contract individual. Și spune, îl semnăm separat, cerebel, pentru că... Și eram, nu. No. nu, 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 el semnează același contract cu noi. Cerebel, nu știu ce să zic, nu știu, eu. și mi-era teamă, zic, nu, nu, cu noi, orice ar fi, cu noi, bunerele, aia e. Aha, dacă Cătălin vorbește cu Smiley, cu doamna Maria. Se întâmplă povestea. Bun, intră în trupă cu datorii tăi ălea. Mă cheamă doamna Maria la Pidești, m-a Smiley. Ce rebe. Băiatul meu, uite așa, uite așa. Era teamă tuturor, ce normal. Era, să un, început, era da, un început, era da, un început. efectiv. Dar ce era, energia aia și bucuria aia să faci și să vrei să reușești. Aia era. Și atunci, am reușit, am semnat treaba asta și am spus Smiley, că eu i-am spus Smiley pentru cât zâmbea și m-a și întrebat cum să-și facă autograful și am zis că am cum să-și îl facă și acum face la fel, știi? Adică... Nu cred tu -ai dat numele de Smiley? Da, pe mereu. Bă, eu râdea mereu, efectiv, și atunci... A... Așa e și adică a ieșit numele, că adică n-a făcut ceva care ne bă, cum să-l numim pe ăsta, să-i găsim nume de scenă. Nu, mă, nu, Smiley, direct. Aie. Ia al dulț să-l îmbraci în haine largi. Îl vede doamna Maria în haine largi. Iar mă cheamă la ședință. Ce rebel, ce ai făcut cu băiatul meu? Ți-ai bătut joc, l-ai făcut huligan. L-ai doamna Maria. Bă, vorbește cu maică, dar te rog eu frumos. Am trecut prin niște momente destul de grele. Grele și amuzante în același timp. Smiley uh, smiley înțelegând, adaptându-se, dorindu-și treaba asta. Și acum trec la partea de dans. Fo deci n-avea nicio treabă cu dansul Smiley, dar pentru că îi plăcea muzica și avea ritm, atât de mult a muncit și a muncit cu el și a dorit atât de mult să facă treaba asta și a reușit să danseze breakdance, după cum s-a și văzut. Nu ca un tot de breakdance de competiție, dar de la zero. Totuși, să vii să faci antrenamente, transpirație, multă muncă, multă muncă și a reușit. Foarte fain. Tu știi pe frații Shaolin de breakdance din Târgu Jiu? toți banii mei din, de asta spun cum se numeau, pentru că zonele fiind, era fiecare oraș cu câte o trupă absolut, cunoscută. Absolut, absolut. Toți banii mei la un moment dat pe care îi strângeam vara, îi dădeam, dă, dădeam fraților, toți banii le dădeam lor, Așa? ca să mă învețe breakdance la ei în sufragerie și făceam acolo toate acestea. și eram pasionat, <sus> Noi la balul bobocilor să gânde de asta, că era nebunia cu breakdance-ul. Și cu balul bobocilor la fel, acolo era singura scenă la care te puteai expune într-un oraș. Da. Balul bobocilor. Și ăla era șansa ta o pe an. O dată pe an, efectiv, da. Păi. De-aia spun că noi ne-am apucat de microfoane să cântăm pentru a ne vedea lumea cum dansam. Pentru că mergeam la bal de boboc ca trupă de dansatori, ne numeam Mesaj Nou și au apărut 300 sud X, au apărut trupele. Nimeni nu mai vroia să ne cheme ca dansatori. Și atunci a trebuit să ne facem niște piese, să venim cu microfoane, cu cablu tăiat, să pară antene, pe play, la, dar am tras voci doar ca să ne vadă lumea cum dansăm. Așa am reușit să ne apropiem da, și de da. partea asta. Și ați, acolo a ați spornit istoria și povestea cu simplu. Da, așa, așa s-a pornit toată treaba asta. După aia a intrat Smiley, am avut piesa Oare știi, am intrat pe radio și trupa underground de breakdance simplu s-a transformat într-un boy band. Deja aveam locomotivă, deja începeam să învăț ce înseamnă muzica, ce înseamnă microfonul lângă Smiley. El m-a învățat, lângă Moga, care Moga a stat cu mine pentru un apartament. Marius m-a apărut în ecuația asta, el a, a fost compozitorul piesei. Da, nu? deci Marius, Marius, Marius un Moga, tip genial de asemenea. Uh, atunci a venit în București. Uh, de la Alba Iulia. Uh, de la Alba Iulia. În uh, Uh, și ne-am văzut cu el să facem piesa asta Cătălin a zis, știi un băiat acum a venit Hai să faceți o piesă, nu știu ce, la studio Și am fost la studio Acolo ne-a arătat piesa S-a prietenit imediat Smiley cu, cu Moga Pentru că aveau cumva povești de viață Și de compoziție și muzicale identice Unul în Alba Iulia și unul în Pitești Adică povesteau de platformele de pe care Făceau muzică, cum făceau, cum Ce-au lansat, adică era o poveste și -au găsit mișto puncte comune Exact și după aia trebuia să-l învățăm și pe ce rebel să cânte, că într-un boy band nu cântă unul. Că dacă e să cânte unul, el ai solist. Înțelegi? Adică și era chiar solistul și dansatorii. Nu, trupă înseamnă cântă doi, trei chiar. Și atunci eu cu cântatul, atunci a venit Marius și m-a învățat cum să cânt la oare, știi, strofele. Și în povestea acum, eu în școală de așa ceva și atunci a apărut primul regret în domeniu, că a zis, bă, dar n-a fost nimeni în jurul meu să mă împingă un pic și spre canto. Că tu vrei da? și karting, vrei și uh, dans, și balet, și pian, și chitară. Da, da vroiam multe. Chiar așa este, vroiam multe, săraca mama. Mai există Clubul Copilor acum? Cred că este. Chiar Că mi se pare Copilor că uite, se clubul, clubul Copilor ăsta poate să ajute foarte mulți copii și adolescenți să facă treburi. Și nu sau. e nevoie de bani. E nevoie de ambiție și de dorință, atât. Îmi spui imediat cum te am învățat Muga să cânți, dar noi avem pe prieteni noștri de la Bringo, care ne ajută să ne aducă cam tot ce ne trebuie în 90 de minute. Lăsăm în descriere aici aplicația, unde dacă apăsați și vă descărcați aplicația Bringo, vă spun că vă face viața mai ușoară. 90 de minute, tot ce comanzi de la Carrefour, ți se aduce acasă, tot așa, din telefon, în aplicație. Uite, timp noi ce stăm aici, ciucă comandă acolo, știe că ne luăm Perfect. de toate. Și în 90 de minute îți vine acasă totul. Super! Și știi ce e foarte mișto? Poți să faci chestia asta tu din Spania, dacă vrei să le comanzi părinților tăi în România. Și ți, da, și tu plătești și zice curierul și le lasă la... Sunt flori? Da. Deci Pozic. poți să trimiți și flori. Tu ce vrei. Super. Tare! Ok. Și tu stai și îți vezi de ale tale, știi? Și nu, nu ai pierzi timp. Me gusta! <laughs> Zim, a apărut și A venit în apartament un apartament închiriat de roton, în care să stămăște a devenit din provincie. Și a venit mare cu mine pe canapea și cea cerebel. Fii atent aici. Ia zâmbește. Eram așa, așa, să ți pomeții acolo. Și zi, pe aer, la fel ca în liceu. Și căutam notele. Și asta cu mine cu o răbdare incredibilă. Și am înțeles atât de multe din din alea, din minutele în care el a stat cu mine și a avut răbdare și m-a învățat cum să fac treaba asta. Și după am intrat în studio, la microfon, și acolo am făcut treaba asta, încet, încet, și vedeam că mi iese, mi s-a părut fascinant, pentru că eu nu eram cântăreț. Bine, nici acum nu sunt la modul ăla în care, știi, eu sunt un fredonator șef și în funcție de cât beau pot să falsez sau să cânt bine. Așa a pornit trupa simplu, după care mi-am dorit să evoluez și în domeniul ăsta și Smiley, am stat și am furat meserie de la Smiley în timpul concertelor, ăsta și nemernic câteodată. Veneau refrene și pe mine mi-au luat valul, că îmi plăcea la microfon și câteam, oare știi ce bine, mă simt lângă și prostul de Smiley tăcea mă simt lângă. Și eram tinge, toată lumea mâine sus, haideți, haideți! Mă, nu puteam să continui dacă nu era el. Lângă el mă lipeam cu vocea, că eram un hoț. Furam după vocea lui notele și mergeam în paralel. Era un cor drăguț. Dar ăsta și tâmpit să facă mișto de mine, să oprea. Și eu cânta și mă opream și când venea că rămân sigur, toată lumea, ho, ho! Hai, mă, sus! Wow, wow, sau când falsam să o la privirea, băi, ce-ai făcut, mă? Era suficient, gata, hai că din ne înțelegeam din priviri. Am învățat multe cât din treaba chimie asta. Cât, uh, și câtă uh, cât, uh, apropiere așa într-o trupă, știi? Da. Și cât de importante. Mi, mi am dorit foarte mult și uite, aici, aici pot, pot spune despre mulți mă întreabă, da, ok, da, uite, tu cu Smiley ați continuat, ați făcut treaba asta, dar restul băieților? Chiar vreau să te întreb de ce unul era francez, unul omul negru. Da, francezul pentru că în trupa Flying Step există un dansator care se numește Amigo Francesu, iar francezul nostru a copiat foarte mult din stilul ăla de dans, chiar și-a asumat rolul respectiv și atunci, da, am zis francezul, efectiv, omul negru pentru că întotdeauna omul negru este era cumva omul din urmă, din umbră, la competițiile de breakdance. De câte ori ne băteam cu o trupă în dans, ieșeam la înaintare eu și cu piticul de fiecare dată, le luam fața, îi luam așa când veneau elementele cele mai grele, cele mai... Uh, unde se puncta. Știi unde e puncte? Restul ea, îmbalaje, e ambalaj, e, mai faci un salt pe spate, se învârte pe un în cap, face cutare, tare, fac și ea. Venea omul negru, care băga două, trei elemente și eram pe genul, mai zice ceva. Ați pierdut. E al nostru, mă. Exact. Și venea cu ultimele mișcări, uh, iar piticul, păi da, pe era scund. Ce, a, a, a fost scund de fiecare dată și copila și așa, știi? Și de-aia a rămas numele de piticu. Efectiv. Vă gândiți la prostică așa sau gândit jumătatea țară când au zis că e piticu? A, piticu. A <laughs> nu vă gândiți la prostică, <laughs> nu, <e> <laughs> nu e cazul. Și a ținut, trupa simplu a ținut ceva. Uh, 2012. Din atunci... 2000 până în 2012, parcă, sau 2013, nu mai știu. Deci, și atunci ați stat uh, în același în apartament, tu, Moga, și Smiley... smiley. Noi trei. 13 trei trei. ani, apropo. Cum? 13 ani. 13 ani. Yay! <laughs> Yay! <Yeah, yeah>. Ok, 13 <laughs> ani. Și am stat cu Moga și cu banii în apartament și fiat în vite la ceas. Cât e? Nu zi asta. A, asta mi se întâmplă. 1 și 13, vezi? Îl, îl, îl văd, uh, îl văd de 13. Deci de vorbă de oră și 13 minute. <laughs> mă urmărește, ți-am zis, ți -am zis că mă urmărește. Bun. Și? Uh, Săteați în apartament toți? Da, ideea era că Smiley s-a mutat înaintea mea în București. Uh, s-a mutat cumva la gara de nord, în o garsonieră, după care s-a mutat cu Smiley, după care am venit și eu în apartamentul păi, respectiv. Păi nu Smiley s-a mutat la... Uh, Moga s-a mutat la gara de nord, nu? Nu. Apartamentul în care stăteam toți trei da. era undeva lângă... Uh, Gropa Conex, cumva aici, pe la Gitan, da, da. cumva. Da, da, da. Într-un bloc. Uh, acolo stăteau ei doi, după care am venit și eu, stăteam toți trei. Bine, după a venit și Iulian Moga, l-a adus și pe ăsta. Păi, ce personaj ăsta? Păi, Care bă, Iulian... a devenit tătic? Wow. Regizorul? Nu cred. Nu știi că Iulian Moga e tătic? Da. Iar îmi dau seama că-s bătrân câteodată <laughs> să mă bată mama. Așa. Uh, da, am stat în apartamentul ăla împreună, fiecare avea câte o cameră, splituiam chiria, dar uh, Marius deja era compozitor, compunea pentru foarte multe lume Unul dintre în cei mai prolifici compozitori. A schimbat muzica românească. El deja avea un statut financiar mult mai bine decât eu și Smiley. Noi în continuare strângeam bani ca să mâncăm pe la fast food-urile astea jmechere, strângeam bani să putem ieși cu Moga la întâlniri cu oameni din muzică, din showbiz, așa am cunoscut pe mulți dintre, dintre ei, dar eu cu Smiley chiar strângeam bani și ne păstram haine să ieșim în oraș cu Marius la întâlniri speciale. În timp ce colegii mei, francezul și-a luat ghete DNG de la 12 milioane de apă ele în anii ăia, ăla tu și la BMW, nu știu ce, care ălatul... Aică, și a luat, adică fiecare și-a trăit viața cum a vrut, dar noi eram pe strângeți bani, că trebuie să ieșim în oraș, că trebuie să Așa am făcut noi, pentru că eu și Smiley am fost foarte aproape de partea asta muzicală, de a descoperi șobizul. Așa trebuie să învățăm și legile, și drepturi de autor, și cum să compune, și management, și așa mai departe. Timpul și situațiile ne-au făcut să facem treaba asta, știi? Și cum era viața voastră acolo? Uh, Care era dezordonatul uh, apartamentului. Am niște poze din Clubul Max în care ne destrăbălam de, vai de capul nostru. Păi era în clubul Max, dar acasă... Da, păi veneam acasă. Mă, <laughs> <laughs> și acolo începea clubul. Aveam Acum. o băiețeală, am avut o perioadă de băiețeală, toți trei, da. care avea cumva camera lui și veneam și în acasă, știi? Adică fiecare cu remorca lui într-o... <laughs> mi Și eram atât de nebun pe vremea aia și veneam, ăștia întrebau, bă, dar cum, așa... Și a zis să intre la mine. a venit cu mine. Nu contează, mă lasă, facem așa de schimb. Și cum, cum Băiețeală. De ce am făcut niște lucruri de băiețeală superbe, amintiri extraordinare? Bine, aveam și momente de săptămână, de zile în care dacă cumva mai ai curajul să deschizi frigiderul, murei, efectiv. Tot băiețeală să numește. au, fost, au fost momente care foarte, Care era dezordonatul foarte tu apartamentului? Tu cel mai mic. sau Smiley? Nu, no, Eu, eu nu eram cel mai ordonat. Camera mea era cea mai ordonată, dar Marius n-avea timp, chiar avea program. Ca acum numai, mai, că acum s-a echilibrat. Nu era două zile, două noapte, nu știu Cu nu știi când te Nu știai. când pleacă de acasă, când vine. Îl găseai la studio de fiecare dată, dar acasă nu, nu-l mai vedeai. Și pentru că nu mai vedea acasă, nu avea timp de fiecare dată să-și facă ordine, să facă... Mai făceam eu. Mă simțeam și prost la un moment dat că Bă, ăștia mai făceau bani, frate, eu nu făceam bani din nimic decât ce făceam cu simplu, dar aia făcea și smiley, știi? Și mă simțeam prost câteodată, că mai cumpăra la mâncare, ăla mai cumpăra aia, eu când venea rândul meu să cumpăr, păi nu, să cumpăr, că la mine s-a cam terminat bugetul. Și atunci suplineam făcând curat în casă. Făcând curat. În spate îmi luam zi, bă, să-mi sunt... dai că jos pe depsi, spăl eu vaselea, astăzi hai, că punem mașina de spălat rufe cu ta. Făceam ceva să se simtă, știi? Da. Am făcut nu s-a văzut. A venit Marius, mi-a reproșat la un moment dat și a trebuit să zic eu, păi dar cine a făcut mă curată? A, tu ai făcut? A, ok, ok, ok. Am avut Și apoi foarte a venit frumoase. la voi în apartamente și Iulian Moga, fratele lui da. Marius. A venit regizorul. Că l-a mutat la București, adică a vrut să vină la București și Iulian și s-a mutat cu noi. Și atunci Altă băiețeală. Altă băiețeală. Fai, le avea părul până aici, Iulian Moga. Nu cred. Uite atât avea părut, El dormea cu Marius în camera, camera lor. Eu cu aveam da? mea. Exact. Ba dacă când venea, venea la mine în cameră să uita la televizor și după ce făcea baie și făcea așa prin păr, dăstângea un ghemotor de păr așa și uita să-l ia de după canapea unde cădea din greșeală. Ba și mă lua capul, bă, băiatule. Bă, Iuliana, ia vină mă încoace, mă. Și asta, mă, că nu e. și poți să-ți dovedesc. Momente superbe. Dar uite, vezi, astea sunt amintirile pe care n-ai cum să le uiți. Da. Da, n cum, nu poți să le uiți asta și niciunul dintre Și Cred că atunci vă bucurați da. pentru succes, pentru că bă, la radio, ne-a chemat cineva la emisiune, da. la televiziune. A început perioada cealaltă. Uh, Mi-aduc aminte că eram la tonomatul de pe 2 și venea, mamă, bă, venea simplu. Tonomatul de, de pe doi. Da, da, da. Chiar da. Bă, chiar uh, am multe s-au adunat și am făcut. Bă, câte am făcut. Bă, mi aduc aminte acum, iară. Ziua pe nu știu pe care. <laughs> festivalul de ăsta, la festivalul Mamaia. O singură dată a participat trupa simplă. <laughs> Doamne, ce cretin! Nu știu când ne-am acceptat oamenii ăștia din... care fac festivalul ăsta, care știu presiunea și valoarea acestui festival. Trupa simplu să hotărăște cu piesa să zbură spre cer, să participe la festivalul Mamaia. Super! Yeah, suntem primiți, suntem băgați acolo să concurăm. Numai că în ziua în care bă, Mâine la festivalul și azi erau repetițiile generale. ă uh, este chemată trupa simplu la scenă, să se vadă show ca să facă lumini, camere, da. să facă tot. Iată că vine trupa simplu noi, toți, mai puțin Moga, care termina piesa pe laptop pe tren. pe laptop pe tren. Deci Nu șenea avea piesa. piesa finală, efectiv. Da. Era stilul lui Marius ăsta. Ce coregrafie să ai gata dacă n-ai piesa? Și am intrat pe scenă. Și le ziceam la oamenii ăia săraci, o să ne învârtim în cap aici, aici avem noi două, trei sintoane acolo. Acum... Băi, dansați mă să vă vedem. Hai că face. Și făceam orice pe scenă aia, numai ca să nu ne facem de la hat. Și ăștia îl sunau pe Marius. Băi, Marius, ăla făcea piesa pe o mixa, o îi pe tren. Veni cu tren. Și atunci... Hai. Marius fiind un perfecționist și da, întotdeauna piese da. întoarse de o mie, mie de, ori. de ori. Deci el o trimisese cumva piesa gata. Numai că lui nu îi mai plăcea ceva și trebuia să o modifice când stătea lui pe creier, știi? A venit la 1 ora 5 și de la 5 la 7-8 seara, când începea festivalul cumva, trebuia să facem coregrafia în holul hotelului. Aia trebuia să facem noi acolo, efectiv atunci. Și atunci am făcut coregrafia cu toți. învață și pe Marius, care e și el rol coregrafic în show-ul ăsta. Dar el cânta cu voi? Era da, trupa era simplu? Featuring. Aha, era featuring. Yeah. Era să zburăm spre cer, trupa simplu și Marius. Moga coregrafia ce Prezentat de Dan Negru și nu mai știu cine era. Mi-aduc a aminte perfect. Și hai în scenă. Ce o să vedeți pe YouTube este făcut în ziua aia. Pătrân și în holul hotelului, efectiv. A ieșit foarte bine. Marius Davis, acum să repete și ei pe microfoane, că era cu cântat, cu cască, cu nu știu ce. Marius n-a apucat să repete. Smiley a mai repetat și a pus la el. Pentru că Marius este om de studio, îi trebuie să repete mai mult când e la scenă, apropo de monitoare și așa mai departe. Smiley mai avea experiență, că noi cântam atâta. A ieșit foarte bine. Bă, super tare a ieșit. Bine, vă arăt ce coregrafia și Era un pic altfel să și vede unde se greșește. Chiar eu greșesc în, în, în timpul festivalului, în timpul show-ului. Coreografia, eu ce rebel. Chiar da, eu, eu, da, și era. eu am greșit prima oară. Nu contează, n-a ieșit momentul. Dar uite cum, din, din cauza încrederii sau cumva a mers pe mâna celuilalt. Adică Marius era clar și, convins că o să iasă super mega show. Noi eram convins că o să fie piesa foarte bine. Nu faceți ca noi. Nu o ne iese. Noi suntem mai cretini, așa... Nu faceți ca noi, le spuneam tuturor, nu e un exemplu să încercați și da, voi. Da, da, vezi, era exemplul ăla de determinare și de dorință, da. adică, cred că energia aia și cât ce vroiați voi să faceți acolo, ajutau tot universul ăla să, să, da, să ieșea. fie în jurul Cumva vostru. Da, ne ieșea, știi? Dar nu poți să te duci la un festival ca asta, nepregătit, <laughs> să n-ai piesă și show, gata, cu câteva ore înainte. Nu ne-a ieșit, nu faceți ca noi, că nu vă iese. Noi avem altă... Mai zi amintiri din perioada aia. Uh, amintiri cu simplu. Cu simplu, cu, simplu, cu, simplu, cu voi cu... în apartament... Ai, cu noi în apartament, da. Ai, au fost momente foarte mișto, săraca... Uh, bine, Claudia și aduce aminte, efectiv, că noi cu Claudia cu Crim da. am avut și featuring cu Simplu, după aia am făcut și o piesă cu ea, după aia și Smile a avut piesă cu... Au fost mai multe, pentru că era în gașca asta, știi? Uh, ce, mă? că am minte acum. Bă, nu știa că toate trebuie spovestite și mi-aduc aminte. Nu, ideea este că omul negru o ținea pe Claudia. După ce am venit din club, tot toți eram terminați. Doar omul negru era mai, mai ok de el. A deschis uh, interfonul și tot. Dar în momentul în care s-a întors, a dat-o și pe Claudia cu capul de interfon, efectiv. Au fost niște momente astea superbe. Superbe. O să găsiți, dacă o să căutați pe Google, o copertă la revista Bravo, în care trupa simplu Crim și Moga sunt pe copertă. O lipsește francezul. De ce? Că a uitat Marius să trimis. De Marius a trimis tot. De fapt, de la Brava au auzut prea mulți. N-a avut să-i pună pe toți. Și de să ne pună pe toți. Și noi nu-i și am luat revista. Eram la studio, toată trupa Marius, toată. Bă, ce tare și francezul. Bă, dar eu unde sunt? Zic, bă, dar unde francezul? Bă, e francezul? Băi, Marius, a sunat Marius cu atunci la Sebi. Băi, unde ce? Nu știu, bă, bă. bă sunteți prea mult, mi-a scăpat. Dar mai pe unul. Mi-a scăpat, ce să-i la om? Nu era francezul, mai nebun. A bine cu simplu. A foarte bine. A... Foarte, foarte. Am făcut foarte multe lucruri de top. Am luat discurile de aur, am făcut turnee, uh, uh, tot s-a făcut ce se putea. făcut și un film, apropo, și am jucat am în făcut, filmul ăla, era da. un polițist cu Ilian Moga. Și acum arăt copiii de mine. <laughs> Da, da, în anii filmul ăla... era fabulos, adică am primit rol de polițist, eu și Iulian Moga, amândoi doi polițiști, Iulian fiind de regizor, el știa, stăteam lângă el și ziceam, mai explică și mie ce să zic, că nu știu, adică nu știu cum să vorbesc, cum să internet. Pe partea e altă. Povestea mișto la filmul ăsta era că regizorul nu era român, era, cred că, Hesus? nu mai știu. Dar nu era român. Nu, sută... sigur nu era român. Nu, nu, cred că Hesus era. Era primul Ce... lui film în România. Ce... Și uh, îți dai seama că repeta și omul ăla să se uita, vedea e că okay. vorbesc, că e ok. Și Iulian face, bă, nu e bine, că n-ai zis, că nu ești credibil. <laughs> și cum să zic? Și, mă rog... Păi de aia sunt pazele alea la sfârșit, toate glumele da, și da, neieșitele alea la sfârșitul filmului, da, știi? Da, film. S-au făcut multe atunci. Da, chiar și s-au făcut. Și viața ta a dus mai departe. Și apoi a trebuit să te duci pe cont propriu. Da. Dar stai că vreau să mai povestesc că ne, 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 ne include pe amândoi. Ne include pe amândoi pentru că mi-am să aminte acum. Cum sunt oamenii? Uh. simplu și Andra, în drumul spre Eurovision, facem o piesă superbă, chiar foarte tare piesa aia. Dracula, Dracula mai love. Dracula mai Super tare piesa, super tare. Eu mi-am aduc aminte așa piesa aia în semifinală, când prima dată, când participă 12.000 de voturi în primele minute. Asta Țin spune. minte că mi-a rămas... Da. și show-ul tot așa făcut și piesa nu mai... Bă, eu eram mai mândru pentru că a plecat cumva de la o idee de -a mea de balans, dar eu... Prin prostia mea de asta în studie și a face un beat. Super tare momentul. Ei, iată, de ce n a mers mai departe? Că au trecut ani și îmi vine să zic acum pentru că, ok, poate că a fost o greșeală mică de-a noastră. Involuntară. Bă, dar tu, bă, Florine, mă, bă, Florine, mă, să mă bată mama, au trecut e ani, aici, mă. E aici. Bă, de ce, mă, de ce? Dar, spune care Florin. Florin de la Haikiu. Bă, Florin de la Haikiu a atras atenția jurului că piesa aia a mai fost cântată înainte. Una din regulile Eurovision este ca să nu piesa fost... să fie în prima audiție. Da. Mă, dar ce vine are Andra, mă? Mă, dar ce vine are piesa? Că piesa nu era aceeași. Nu e la niște premii MTV, a cântat un pic din ea ceva, strofe, da. dar da. nici nu știam că va fi piesă vreodată aia. Nici măcar nu avea legătură. Și apoi că de fapt e luată după Itaipă și, tu... și da. Marius Moga, genial, mi s-a părut, a cerut din Anglia o expertiză. Exact. Deci Florin de la Haikiu IQ... da. niciodată n știut. Florin de la IQ a atras atenția. Dar cumva avea cumva dreptate, că a mai fost înainte. Mă, da, nu aveai dreptate și am crezut că suntem colegi la vremea aia. Adică, wow, cum sunt oameni. Și m-am ofticat foarte tare că această piesă n-a trecut mai departe, pentru că chiar cred și acum că reprezenta România cu mândrie, piesa aia. Și mesajul era bun și piesa... Da, ai vorbit cu Florin de la HQ? N-am vorbit, vreau să vorbesc cu el subiectul ăla. <laughs> nu puteam să vorbesc cu el atunci pentru că eu am aflat mai târziu efectiv povestea. Marius era turbat în momentul ăla. Deci Florin de la HiQ. și Smiley la fel. Uh, bă, cred că el să nu cumva să greșească. Florin sau, uh, zi, ăsta, Mihai, ei doi, cineva de acolo, unul din trei sau chiar amândoi, cumva, au atras atenția la treaba asta. Mă, dar de ce, mă? N-avea niciun interes. Acum îmi că... dau seama dacă dau timpul înapoi. Sper că chestia asta să nu și fost oarecum uh, din cauza mea, pentru că eu cu ei avusesem tot felul de meciuri pe, pe la Calatis. Uh, Aoleo, da, cu Calatis. Da, calatis, calatis wow. cu dar știi cum? Toate lucrurile astea, mi se pare, că au fost odată și acum când trebuie să te întâlnești cu omul ăla, să zici, bă, suntem părinți, da, avem copii, tâta, el face o platformă de, de influencing uh, Da, 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 da. Florin. Eu, da. A, a fost o și el, la fel, un a făcut pionierat, a fost unul dintre primii oameni care avea o platformă, dacă ți-aduci aminte. Așa e. Uh, cum se numeamă nume ce cum scapă numele? Uh, avea o platformă, o revistă muzicală, avea foarte tare. A trecut ani, da. aia mi-am permis să spun treaba asta acum, pentru că acum ne amuzăm. Mă, știi? Spune, adică ăstea da. sunt amuzante, știi? Adică chiar mi-ar plăcea să mă văd cu el să ne povestească cum a fost și de ce, sau cum am văzut eu. Da, bă, să zic, bă, m-am ofticat tare, cip, sau nu știu, am avut o problemă, tată, cu voi atunci. Știu că la altă petrecere, din cauza asta, omul negru s-a suit pe scenă și a împins de pe scenă pe că s-a îmbătat omul negru și l-a -a -a uitat. Era ceva petrecere de asta mondenă, cumva, și erau pe cântau, s-a suit omul negru, i am de pe scenă, pleca, bam, bam, direct. Dar ce să zic, da, cumva. Da, cam asta era perioada și istoria muzicii de atunci. Da. Uh, uh, Showbizul românesc care să crea după ureche, neavând niște reguli efective, încercam și noi să punem în aplicare ce înseamnă impresariat, management, show-uri, live-uri și așa mai departe. Puneam cu toții cărămizi la ce urma să fie ce acum prezentul, în care ne putem mândri din domeniul ăsta, că suntem bine pe muzică. Și îi spune că ai ajuns să, după o perioadă, ar trebuit să fii pe drumul tău singur să fii cerebel. Dar a, fost... a fost un alt drum. Da, pentru că îmi doream foarte mult. Să... Aveam al mesaj. Mesajul simplu mergea într-o direcție așa cum ați Apoi Smiley a auzit-o. Apoi apucase să-și facă proiectul lui solo, nu? Da, dar, Băi, aveam strofă. Deci piesa aia lui Smiley este o piesă pe care am crezut prima oară că este a trupei simplu. Când a scris-o Marius. Era în studio acolo și o gândeam, Marius. Bă, ar putea fi la simplu, o gândeam așa... Nu știa nici Smiley că va fi prima lui piesă, că nu era decisă cumva. Și eu am făcut în strofă, adică Marius îmi făcuse strofă acolo, o gândeam, în locul strofei lui Uzi. Da. Pe muzica ta, pe, pe patul meu, pe și muzica ta. Și aveam altă strofă făcută de Marius, în, în, cum o gândise el atunci, știi? am mai pus și o picanterie până ea. Nu pot să cred ce-mi văd ochii atunci când mă apropii, că și ne iubeam mereu și ne ca orbi, ți-am luat mașină și bijuterii și rochi, iar tu mă înșel cu prostul ăsta, miezul nopții, mă doare și mă amuză că te-am găsit cu dovada am fiptă în buză, în seara asta o să hotărăzi de destinul, te arunc din viața mea să mă scutez de chinuri. Ceva de genul ăsta era strofa mea atunci. Am ținut-o minte că am cântat-o pe scenă cu Black Eyed Peas la pralenele Romane. A trebuit să cânt, că am ați mai lipiesa asta da. și am imitat în locul lui și am cântat strofa asta și de-aia, am învățat-o că trebuie să o învăț. Smiley a aflat după aia și a hotărât cu Marius. Bă, e mai bine la tine. Este wow. Hai să facem asta. Erau așa amândoi și au făcut-o. A și... ai rădat atunci? Nu, nu, nu. N-a fost cazul adică că... Adică știați că trebuie că el o să-și facă piesa lui? Că... Știam că urma să-și facă. Dar să înceapă o carieră solo, se discuta mult în studio treaba asta, dar Marius are mii de piese acolo. Și e la îndemâna lui să facă ce vrea cu orice fel de piesă. Doar că ne gândeam dacă ambalajul la acea piesă e mai bun simplu sau e mai bun smiley. Știi? Adică așa o analizam da, da. atunci, deja eram mai mare așa un pic, dar mă ofticam că n-apuc să scot eu. Păi bă, stai că eu am fost primul care am vrut album solo. Ce caută asta? Că stai după aia, stai o leacă la rândene, că eu am fost primul care am zis că vreau album solo. Mă, mă ofticam un pic de treaba asta, dar înțelegeam că piesele când vin, vin acu momentul. Nu e despre... Da, și atunci, vezi cum a fost el... Bine, am scos amândoi în același timp featuring eu cu Crim și el cu Corina, două piese de featuring în timp ce era și simplu pe, pe val, după care au trecut ani și el a scos piesa asta primul și după aia am scos eu Românul are noroc. Care la Românul are noroc, am făcut-o deja cu smiley, cu începuturile lui ha, ha, ha cu referent scris de guess who. Deci adică... oricum rămăsese prietenia asta As... între voi. Clar. O prietenie care fost... este și în ziua de astăzi. Și smiley mi se pare un tip foarte mișto. Mă Mi-aduc aminte când ai fost la Survivor și a venit la emisiune, a fost unul dintre oamenii care la început ți-a luat apărarea și ai zis, bă, așa e ce rebel, asta ce are în gușă și în căpușă. Adică el nu te joci cu el, e foarte tranșant. Și mi-a plăcut așa cum a povestit de tine. Știe, adică mă cunoaște foarte bine și eu îl știu foarte bine. Mie cumva cel mai bun prieten, eu sunt cel mai mare fan, îmi permis să zic orice despre muzică, adică nu am filtre. Că știi, sunt colegi în domeniu care dacă îi spui pe față, bă, nu-mi place piesa, sau mi se pare că nu știu ce, da. te filtrează altfel. Nu-ți mai îi spun direct, nu n am niciun filtru și știe clar treaba asta. Dacă am ceva să-i spun... Dar în perioada când erați împreună, simplu, v-aș certa vreodată să vă bateți vreodată, să fie scandal de ăsta, să... Cumva n-am vorbit trei luni. <laughs> Ce dar că scăpăm așa? Dar mergeați la concerte împreună. Mergeam la concerte împreună, dar nu vorbeam stând N în aceeași casă. Nici Cumva. Eu cu el. A, tu cu el? Da. Deloc? Deloc. Nici salut, salut? Nimic. Mm. Și? Și după aia ne-am dat seama că suntem proști și că trebuie să găsim cumva un numitor comun. Da, pentru că am fost certat de doamna Maria foarte tare că-s vinovat eu că și-a rupt asta mână. <laughs> Și vinova o bă, că ți-ai română, că te-ai dus tu cu skater. El, pe role, mă, să duce el pe role în herestro, să dă pe halpipe de la așa. Da. Și când s-a dat chiar româna în trei locuri diferite, trei forme de fracturi diferite, Și la am o de vină. Că aveam un concert bătut în cuie și am zis, bă, era cu gips, deja a trecut o săptămână, două, nu știu ce, și la un concert pus deja. Bă, vii pe scenă, stai, că tu cu microfonul ai treabă. Nu dansezi, nu faci nimic, e păcat, de onorăm contractul. Nu, nu era, știi? M-a da. acertat doamna Maria, direct. Fi... M-a Da, ce e băiatul zi? meu îl folosiți ca să faceți bani, că nu vă mai satura, că nu știu ce, că ele e bolnav, că ele și eram, bai, bă, vorbește cu mai. Te rog eu frumos că nu e așa. Ne-am certat foarte tare, a venit doamna Maria, m-a certat, ne-am certat cumva cu doamna Maria, Nu ne a scuze după aia, eram și eu tâmpit, nemernic, efectiv. M-a luat pe mine capul să mă încerc cu ea. Deci te-ai certat cu mama lui Smiley? Da, cum? Și după aia îți dai seama că acolo a început certa cu Smiley. Deci păi mama lui Smiley nu s-a dus la mama ta? Nu. A fost suficient să-i spună lui Smiley și după n-am mai vorbit trei luni. Parcă așa mi-aduc aminte. Deci tu te-ai certat cu mama lui Smiley? Mama lui Smiley a spus lui Smiley? Da. Cu golanul ăsta ești tu în trupă? Da. Și nu s-a mai vorbit. Da, pentru că și eu tâmpit să mă confrunt în -o, o las pe doamne. Era, mama, mama. era mama lui să-și spună of și o să tac, să bag ochii în pământ. așa rămâna, Moga, l-a dus cu skate-ul? Cu rolele. S-au dus cu rolele în parc, mă. Mogal ia pe... Ei mari doi roller sportivi, îți dai să doi pe hal, pai pe stromă. Și Moga să îl învețe pe smiley cum se dea pe role, mă, pe, pe rampă. Ăla n-a mers 2 metri și nebun pe role, că merge ca o căprioară de aia abia născută și că e bambi. El se duce pe rampă, mă. Îți când s-a dat, i a plecat picioare și a vrut să pună mâna jos. Și când a pus mâna jos... Tu, și o să spun, Marius Moga este de vinovat. Este vinovat, doamnă, nu eu. S-au desecretizat niște dosare, doamna Maria, să știți, deci Marius a fost de vină. Am vinat. trecut peste ele, da, a povestit, dar, bă, ce, să nu vorbim atâta timp? Trei luni. Cumva, eu așa mi-aduc aminte. Ceva mult timp oricum, adică era nici, salun, nici... A, a fost greu. Greu de tot. Deci ambiţii, orgolii, hei... Dar fost... Mi a fost și mi-a fost de și. <laughs> <laughs> da, uite, vezi că asta e fain când acum, în, după atâția ani, vii și spui la podcast, bă, e cel mai bun prieten al meu, este. sunt fanul lui, îl sun, vorbim și contează mult de tot asta. Înseamnă că a fost ceva între voi acolo. Clar, clar. Adică foarte mult, ne-am ajutat reciproc, am învățat reciproc unul de la altul multe lucruri. El niciodată n-a fost atât de... Uh incisiv, să zic așa, sau cu curaj de a susține niște lucruri. Le-am învățat cumva de la mine, din mers. L-am avut pe Smiley care a luat inițiativa să ne batem cu unii și eu eram și prost. Doi, hai să văd cum dă Smiley un pumn acum. Eram în spatele lui, adică nu se întâmpla nimic. Eram toți băieții pe la concerte. Și, s-a aprins Smiley, a luat -o pe o, a luat la. Băi, am făcut un cu acea băi, băie. Eu eram, eram, în spatele lui, de-am zis, este acum momentul ăla, o să vedem. Haide, haide, da, da! Și e nu s-a întâmplat absolut nimic. I-a luat, i-a certat pe ea. Vai, câte momente au fost de -astea, în care era și el pentru că ne certam cu unii, cu alții, pe breakdance, ca trupă și el venea și lua apărarea. Bă, da. ce a zis, mă, hai mă, nu dans, mă, ce e acum, cu tare, eram pe teritor neutru, să ne luăm bătaie pe acolo, pe țară. Amintiri frumoase. Vai de mine. Și uite, de -mi tot amintiri. de la Pitește, după aia, Marius l-a găsit și pe Randy, l-a luat pe Randy, n-a rămas la Millennium 3. Păi nu, l-a adus mai în București. Da. A venit Randy, Randy e și un pianist foarte bun, da. Uh, și-a dorit, cânta foarte bine, au făcut un și tot așa, adică s-au rostogolit cumva toată treaba asta așa cum trebuia să fie scrisă. Superb. Foarte tare. Foarte tare, să știi. Foarte, foarte tare. Și uite că vorbim având 44 de ani și exact. uitându-ne înapoi și având impresia că a trecut totul imediat. Cât ai Aha. clipit. Incredibil. Deci, vezi povestind lucrurile astea pentru că nu că m-ai provocat. Îți mulțumesc că mi-ai mai făcut să-mi aduc aminte și să le șeruiesc și sunt mii de povești de genul ăsta. Multe dintre ele au suport video sau foto am multe foldere hai cu așa ceva. Vreau să-l fac tocmai pentru a, a, demonta acest mit că e greu să faci treaba asta. Sau mitul în care, hai, dă-mă că e ușor, mare, ce faceți mă voi așa, ce cântați un pic, dansați de trei ori și lați o grămadă de bani. Nu. E multă muncă și multe, multe sacrificii pe care trebuie să le facem, care țin în special de familie și chiar este foarte multă muncă și perseverență. Dar ce le spui celor care vor să apuce acum de muzică? Celor care poate visează să fie artiști? Pai, nici nu știu cum să... Oricum, întotdeauna a fost vorba doar despre uh, ai sau nu ai acel, acel ceva, acel... Uh, nu poți să-i spune neapărat talent. Ai acel ceva, ai acel mesaj care trebuie să vină dintr-un loc. Nu mai filtrații trebuie să fie ca la carte, trebuie să am nu știu câte ore de canto, multă muzică, multă... Nu, trebuie să iasă din tine, trebuie să-ți placă ceea ce faci, trebuie să fii true. Și mai e un lucru. Sunt foarte mulți cântăreți în lumea asta de care n-am auzit, care nu au acel ceva. Acel ceva care face ca publicul să ridice mâinile, să, să zăi energia lor, tine. exact, ăla nu se învață. Nu e școală. Te naști așa. Ăla este o chestie cu care te naști. Pentru că există trei locuri în care nu poți să minți. Asta am învățat-o de la Coca Blos. Uh, nu poți să minți în pat, pe scenă și la televizor. Pentru că oamenii simt, oamenii văd și te filtrează imediat. La televizor se zice că nu trebuie sticla și că nu poți să ajungi în casele lor. Exact. Și... În pat n-ai cum. Asta nu zice Ceea... te... în pat cum, adică nu poți să minti. Doamna de lângă tine te simte imediat. Mm. Da, doamna de lângă tine poate să te mintă. Nu știu ce să zic. Asta e problema. Doamna, domnișoara, nu știu dacă te simte de fiecare dată, dar doamna cu siguranță te ia în biserică niciodată. Eu, uh... Ești în timp credincios? Sunt credincios, nu sunt religios. Sunt credincios, am forma mea, dar vin dintr-o perioadă a copilăriei în care eram religios. Eram credinciosul religios. Eu am trecut prin forma uh, ortodoxă, în care te spovedești de pe carte, în care faci totul ca la carte, acele. Uh, și ce s-a întâmplat cu băiatul la care. A crescut, a evoluat și a început să filtreze uh, și să-și dea seama de fapt că e undeva acolo are grijă de toată lumea, ce oferea ți se întoarce, dar nu trebuie respectat din punctul meu de vedere toată acea rutină care ține despre blocași în sine, care ține despre n-ai voie să, n-ai voie să, n-ai voie să. Cred, sunt credincios, dar nu-mi place partea asta în care trebuie să faci asta, că dacă nu faci asta, Dumnezeu te vede și îți face asta. Pă bune. Dumnezeu nu-ți face rău. Niciodată. Chiar dacă tu greșești. Asta zic, niciodată. Dar pe Alesia o înveți, o duci uh, la biserică? A mers cu bunica, cu mama mea, a fost la biserică de multe ori. Uh, tocmai, tocmai de asta am lăsat-o ca să vadă, să înțeleagă, știe poveștile de la mama mea despre tot ce a însemnat partea asta cu Biblia, povestea efectivă și o las să crească crezând în ce vrea ea, cum vrea ea. de am oferit un pic de cunoaștere din domeniul ăsta. Recunosc, eu nu merg la biserică, de unul singur nu merg cu Elena sau cu nu n am mers cred că niciodată de bunăvoie noi toți trei. Dar e o idee. E o idee. Se schimbă multe și după experiența asta Clar. Survivor și după toate. La un moment dat mi-am adus aminte, fiind din Târgu Jiu, că erai pe prima pagină în ziare când ai vrut să fii rebel, nu? Ți-ai făcut wow. o fotografie la coloana infinitului. Este cam prima prostie și singura prostie pe care am făcut în toată cariera asta mea. O prostie pf, cumva involuntară, luat de val Vă da. povestesc că este superb Îți pare rău acum? Și atunci mi-a părut rău, și acum îmi pare rău Dar nu cred că a, Nu am făcut un lucru atât de rău cum a fost ieșit Într-o concluzie finală, după toată tevatura asta Nu este un lucru atât de rău Pentru că nu sunt singurul care a făcut treaba asta Încă se mai face, și nu doar la noi în țară Se face peste tot, ca da. să nu mai zică și Brâncuș Cam asta a avut în vedere când a făcut asta Așa scrie Unde am scrie, căutat. Asta? Așa scrie Nu cred că scrie asta îți, zice... îți trimit. Am căutat că trebuia acum... să mă apăr Păi nu e cum Brâncuș, când a făcut coloana infinitului, știi că e pusă pe aceeași axă. Coloana infinitului, da. masa tăcerii, poarta sărutului și masa tăcerii. Mm -hmm. Așa, nu s-a gândit la ce te-ai gândit tu când ai făcut poza Păi aia. nu la partea asta atât de directă. Dar o să vezi în descriere, am căutat. Ai Îți căutat? trimit pe cuvânt. Hai cuvânt, de de cuvânt. Vedem. Și mă duc la Târgoșiu, că urma să avem concert în zonă, dansatorii mei se dau jos, fac aceeași poză, băieții Se și o zic pe ce cel mai prost, nu fac și eu aceeași poză, mă timp pe iar, mă pun în poziția perfectă, faceți și mie poză de aici. Era poza cu coloana infinitului între picioare, da. nu? Aia e poza, celebra poză. Și zic, păi nu fac și eu? Și retardatul de mine nu a avut puterea să gândească și a postat-o instantaneu pe Facebook, că nici nu era Instagram pe vremea aia, pe Facebook. N-am apucat. Deci n-am apucat să mă sui în dubă și să plec, că a luat foc, atunci am realizat ce am făcut. Am șters imediat și am gândit niște niște versuri, am scris, am dezmințit, nu că am dezmințit, mi-am cerut scuze instantaneu că am realizat ce am putut să fac, dar era prea târziu. Pentru că domnul primar, care acum am înțeles că are altă funcție mult mai mare, dar nici nu contează, și eu nu intru în politică, a făcut Consiliul de Adunare Generală de Urgență la primărie ca să-l facă pe ce rebel persoană non grata, nu știu ce, cu tare. Da. Ce mă? Știrile, a luat toată lumea în foc. Da da da, 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 Poza s-a dus, s-a rostogolit Toate știrile, toate le-a luat foc mă, Toată lumea mă punea la colț Bă, erau cele mai urte mesaje pe care le aveam Și zic, bă, ce am putut să fac De la o poză O neatenție, dacă mă întreb pe mine De la mine, un moment pe care practic uh... A fost dintr-o glumă, a fost dintr-un moment negândit Dar n-ai voie, în poziția mea N-ai voie să faci treaba asta, că tu nu ești om Și n-ai voie să greșești, știi? Dacă da, da, greșești, da, da. oamenii te execută foarte greu. Am început... Mamă, Ai avut de pierdut din cauza asta? Am avut de pierdut din cauza asta. N-am uh, -am mai avut concerte în zonă, le-am refuzat pe toate. Bine, mi-a pus Lucian Lucian Mitrea, mi-a pus concert și m-a zis, gata, mâine ai concert în Târgu Băi, nebun, eu nu mă duc la cărămizi în cap acolo, mă, mă, omoară oamenii, ești nebun. Dar ce le-am făcut atunci, nu-mi permis să merg. Am refuzat multe concerte. Da, da. Dacă vrei să revezi poza. Da, știu, poza este superbă. N-ai cum să faci asta, mă. Deci mă uit acum și asta va rămâne da. acolo toată viața, știi? Poza asta. Dar uite, De... ce... Nu s-a uitat nimeni să-mi comenteze papucii de cocalar da, pe care aveam în picioare, doar la coloana infinitului sau tatăl. Uite, papuși, bă, băiatule. Bă. Uite ce. Da, cu pe degetul cel mare, nu? Haide, <laughs> doamne, doamne, deci, doamne. Asta, era, asta era poza. Asta era poza, o dar Da, este... așa s-a întâmplat, efectiv. Da. Așa s-a Nu știu dacă povestea. am pune mare pe tot ecranul. De asta ziceam, hai să arătăm aici pe, hai să aici pe telefon, că n-are rost să mai, să mai răscolim și noi acum. Deci asta e fotografia da. despre care vorbim și celebrii papuși, de fapt, despre care vrea ce rebel să vă zic acum. Nu vreau acum. să vă zic, dar eu mi-aduc aminte că erau ce papuși, bai mama. -a. A, asta a fost poza care te-a făcut uh, da. să fii persoana non grată. Acum ai voie da, exact. Uh, dar nu e, că nu există în Constituție, n-ai cum să faci treaba asta, a fost doar o formă de campanie electorală, am aflat după aia, am căutat, nu știam cum să constrâng, am căutat niște lucruri, eram pregătit de scandal de război în caz de domnul insistă, s-a liniștit apele, m-am liniștit și eu, adică eram pe cale la război, eu să mă apăr, asumând C un greșeală totuși, că am și spus și acum o spun și o să o spun toată viața. Așa? Nu. Ăsta e un exemplu, așa? Nu. Așa nu. Că o face vecinul de la doi, e treaba lui. Eu n-am văzut să fac asta. Uh, dar întotdeauna ai fost așa războinic? Da. Întotdeauna... Și am părut pierdut. Întotdeauna că ai fost un tip de ăsta foarte uh, hotărât și uh, puțin maleabil. Așa este. Uh... Adică câteodată erai din topor, așa, bă, asta sunt, gata, asta fac. Da, am avut mult de pierdut din treaba asta și am învățat cu timpul, am devenit mai permisiv și să ascult în primul rând. Că eram pe genul, nu mă, dacă așa am zis, gata. Păi nu mă, ce rebel să ți explică, nu există și Marius a avut mult de lucru cu mine și îi mulțumesc că a avut răbdare cu mine atâta timp. Moga. Da, de Marius Moga vorbesc. Eu așa am fost, poate cumva și din teamă, nu știu, cu timpul am învățat să... Bă, stai un pic, ascultă, mă. Și e bine să asculți? Ascultă, după aia am învățat să-mi asum, să zic atunci când simt, îmi pare rău, da, am greșit, sunt prost, corect, ai dreptate. Da, aici ai dreptate, perfect. Lucruri pe care nu le făceai, aici. nu le făceam. ai uh... mult mai înțelept și timpul te face, te ajută și am pierdut mult. Și pentru că am pierdut mult și nu-mi place să pierd, a trebuit să mă schimb, să mă adaptez. Dacă vă arăt primul meu interviu la o televiziune din Pidești în 1994, în care fraza nu avea subiect predicat și nu se termina cu punct niciodată, și vorbind de acum azi aici, da, este o evoluție, wow! Ai imaginile lea? Toate. Poți să ne dai să punem așa? interviu? <laughs> le păstrez pentru ce ți-am povestit mai devreme, pentru acel documentar le păstrez da, pentru că. Era adică-ți aduce aminte nu? Eu, Piti, cu omul negru și francezul, pe marginea lacului în Pitești ne ia televiziunea locală interviu și am asta pe casetă video în care da, uh, uh, ne place, da, sus, da, toți, noi, nu, e. Da, <laughs> ăștia eram, de acolo. Dar de acolo. Și de unde puterea asta de evoluție? Din dorință de a evolua, pentru că venind cumva spre muzică, spre showbiz, spre capitală, spre oameni, întâlnite cu oameni care sunt mai mari ca tine deja, înveți, vrei să înveți. Eu am carnețel acasă cu autograf de la trupa clas, da. am de, la, de la școala vedetelor, ne-am văzut cu ei cu timpul, îți dai seama, eram, wow, sunt aici acum, salut, bună. Știi că în momentul ăsta l-am avut și eu de foarte multe ori când prezentam numatul de pe 2 uh, sau la emisiune și veneau oameni pe care atunci când eram la Târgu Jui, vedeam la televizor și dădeam televizorul mai tare și ziceam, mamă, uite cum sunt. Sau mă duceam și mai vedeam la diferite spectacole. Iar acum erau invitații mei în emisiune. Este wow. Adică cunosc senzația de care zici tu că aveai autografe de la ei și apoi te întâlneai cu ei pe scenă și erați de la egal la egal. Dacă m-am întâlnit cu Laurențiu Duță și am zis, ce ți-am zis eu? Ce? -ți? Bă, ce ți-am zis? Ce să că ne mai -ți vedem? Ți-am zis că ne mai vedem. Ce pentru că am fost la Năvodari... Asta cu ce ți-am zis eu, ce ți-am zis eu, ea lui Mihai Petre de la Asia Express. <laughs> ce ți-am zis? Ce ți-am zis? <laughs> Zici, cu înainte, cum a să fost. Merg, înainte, să merg, înainte să să mergem la casa de discuri Roton, am ajuns la Năvodari, la un festival, pentru că eu mergeam în tabără cu mama la Năvodari, cu grădința, cu școala mult timp și acolo întâlneam scena în care participam și cu dansurile și cu Palatul Copilor. Și într-un an era trupa Candy și Animal League și duță acolo, că abia lansase trupele. Și eu m-am dus cu pliantul, cu mesaj nou, cu caseta, cu CD-ul și am vrut să-l abordez pe, Căt pe Cătălin Doamne, pe, pe, pe Laurențiu. Salut, suntem o trupă de la Pitești, uite așa, așa, și doar ascultă, doar cu tare, dar... Dacă... și a zis, da, am timp. N-a fost atât de dur și de rău, dar a zis, bă, da, nu, scuză acum am astea două proiecte și nu le-a luat. Și m-am enervat atât de tare că mi-am întors pace și am zis, ne mai auzim noi. Și când m-am văzut cu Laurențiu și am vrut despre subiectul ăsta și zic, bă, ți aduce aminte, mă? Cum s-a întâmplat? Vezi, acel refuz ne-a făcut să fim mai ambiționești și ne-a adus azi aici, acum, prin tot ce Iar refuzul ăla era pentru că el era foarte fer, că Simplic, zicea, bă, am timp da, să mă ocup de voi, că el e foarte... Și trei sudesc, și animal și candy. Da. Adică, acolo, știi? Îl înțeleg, înțeleg, foarte bine acum. Dar atunci și eram... Ți-am zis eu? Ți-am zis eu? Și? A? Da, o Ce să zic? Da. Nu semna că dacă se schimba ceva, poate să schimba în rău, dacă, sau nu știi ce se întâmpla. Așa a fost să fie. Așa trebuia să fie. Iar oameni buni, la podcastul de astăzi, cu Cerebel, ați încercat, am încercat să trecem așa prin industria muzicală la un moment dat, chiar aveați un moment care se numea istoria muzicii. Da. Mi-aduc -am aminte că eram fascinat de istoria muzicii. Da. Treceați asta prin tot felul de, prin, prin tot felul de etape și tot felul de... Coregrafii, melodii, da, să aducem aminte da. Și, uh, practic, uh, l-ați cunoscut așa pe Cerebel. Mulți uh, îți dai seama, te cunosc, unii te-au descoperit acum la Survivor. Îți vine să crezi că unii poate copii nu știau cine e Cerebel? Îți vine să crezi că este asta câteodată? Trece timpul. De ce timpul? Și cum am lăsat muzica mai în spate în ultimii ani, adică am făcut muzică, dar doar la mine acolo pe, pe YouTube-ul, pe canalul meu, acum sunt pregătit să continui treaba asta și mă bucur că unii îl descoperă pe Cerebel așa, dar a fost și altfel Cerebel. s a mai întâmplat lucruri în anii trecuți, multe. Da, da, asta vreau să zic că sunt copii de 10-12 ani care acum au uh, alți uh, copii din Pitești că, pe care îi admiră sau uh, nu? Cu siguranță, absolut cu siguranță. Nu deci se pune problema pentru că, na, timpul trece și e șocant. E. Yeah. Câteodată ai momentul ăsta în care da. zici, bă, totuși... Uh... Da, este, uh... e, e... Nu știu, mergeam pe stradă și toată lumea întorcea capul, acum, ok, merg pe stradă, mă recunoaște lumea, dar parcă nu mai e cum era odată. Sunt momente în care, cumva, ai vrea să mai faci, pe de altă parte știi că ai făcut destul, uh... Dă seama că sunt niște generații, dacă te gândești. Exact. Adică sunt vreo două generații, dacă nu chiar aproape trei, care au crescut cu noi, toți, cei care suntem din aceeași generație muzicală, au crescut cu noi toți, cu muzica noastră, cu tot ce am putut să facem noi, știi, care acum e părinte, poate chiar bunic sau poate... Știi, au crescut cu noi. Cei mici n-au de unde să știe decât dacă ne păstrăm. Giteza. Și de asta zic, acum au descoperit lucruri. oameni uh, la Survivor și au văzut un cerebel foarte mișto cu coloană, care uh, percepția și spun câteodată barometrul meu cel mai bun este când vin invitații care sunt eliminați de la Survivor, Concurenții la emisiune și avem un telefon al spectatorului. Păi, și când vine invitatul, știi, publicul nostru care se uită acolo la noi, zice: Reacționează, zi, clar. reacționează și mă zic: Băi, băi, băi uite, mă, ce rebel, bravo, mă bucur că, uh, că zic că ai fost acolo, îmi place de tine și zici, wow! Și asta e reacția, asta, așa te uh... e, e. E foarte bine, mândru de mine că nu am scos acel recalcitrant, acel știi. L-ai scos pe care l știi. Început. la început. L-ai scos, scos la început pentru început. că era începutul. L-ai scos un pic și după aia Și da, dar l-am lăsat să facă pas în spate Pentru că nu l scot pe... Era deci, mai grav, crede-mă de de dacă... la... Deci asta să înțeleagă no, no, no. lumea că, că ce rebel n-a fost recalcitrant la Survivor că, Absolut deloc Că dacă îl de... pe recalcitrantul da. de acum câțiva ani no, 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 no. el avea mereu dreptate no, Se închidea no. show Nu, nu, no, no, e și urât, adică Dar lumea să... pe mă o să mă rândesc nu cred că l-am adică îmi luam o bătaie de mai de capul meu, nici adunată toată bătaia la viața mea nu era cât îmi luam acolo, dar pe alții cu siguranță poate îi altoiam, să știi, îl de acolo și nu eram deloc mândru că aveam juriu acasă care... Da, vezi, asta pot. vreau să spun, că le spuneam celor care urmăresc podcastul nostru că au văzut Cerebel care a plecat de la Pitești și care a și-a dorit să reușească și a reușit și a ajuns unde a ajuns. Uh, omul care a plecat așa din România în Spania, din Spania în România, care mie mi s-a părut că întotdeauna tu ce ți-ai pus în cap, băi nene, n-ai avut un moment de la în care să-i zici. Ai zis, nu, vreau să fac asta, păi mă duc și fac asta. Și mereu energie și mereu poftă să faci lucruri. Nu m mi-e frică să încerc. Adică dacă cineva ți-ar pune așa un filtru în față, ar putea să-i că, bă, omul ăsta are 18 ani, uite ce energie are, ce poftă de a, de a face lucruri. Da, n-am putut rămâne în Spania și nu o să pot să rămân mult timp da, dacă vreau a... să fac lucruri. Da, dacă acum în Spania în criptomonede. Că de asta zic ce rebel acuma e pe un nou drum. Alt subiect. Da, subiect care m-a provocat. Deci ești un fel de șef la criptomonede? Nu neapărat șef. cunosc foarte bine ce se întâmplă pe platforma blockchain, să zic așa, pentru că m-am ofticat foarte tare, că am aflat târziu de Bitcoin și eram ofticat că nimeni în jurul meu, un anii în care a pornit Bitcoin, nu a venit să zică: "Bă, există prostia asta pe net." Punești tu 3 dolari. Că eu de obicei pun 3 dolari. Dacă tu vii acum și spui, ce rebel, mâine să faci treaba asta costă puțin cu tare. O să vezi că zic, da, mai că pun și eu banii de țigări, îi pun acolo. Nu investez mult în treburi de astea. Dar îți place da, să fii exact. Acolo. Și mi-a dat seama că am aflat târziu de bitcoin. După aia mi-a dat seama că o să treacă ani și o să mă întrebe alesia. Bă, tată, dacă s-a lăsat Bitcoin la tu, de ce ne cumpărăm, știu, unul, doi acolo, să ai și tu acolo, bă, nu, bă, să ai acolo. Și le-am zis, da, ok, este viitorul, este ceva nou, trebuie să știu despre treaba asta. Și m-am implicat în a cunoaște. Nu pot să înțeleg atât de bine limbajul, este o altă lume, dar mă apropii de subiect. Și sunt cu o echipă de români, de care sunt foarte mândru, că românii sunt foarte buni în domeniul asta. Acum, sunt în Marbea cu o echipă de români cu care dezvoltăm pe blockchain o grămadă de lucruri și am format un birou acolo și un birou în Dubai, am făcut niște evenimente la Dubai, acum o să plec din România, merg în Dubai pentru alt eveniment, am învățat ce înseamnă blockchain. Nu e despre trade. Ok, cu îi place și are răbdare să facă trade, să facă trade. Trade, adică vânzarea asta. Vinzi, cumperi, vinzi, cumperi, faci bani, nu faci bani. Că toată lumea atât a perceput. A, Bitcoin, ăla, a, bă, că a pierdut vără-mi eu căcutare, știi că a știi... Nu, no nu e doar asta. Asta e pentru cine are răbdare să citească, să înțeleagă grafice, bursă, style. Eu, pe mine mă interesează blockchain-ul ca noul internet, viitorul internet. Acum a luat nebunia cu NFT-uri. A trebuit să învăț ce înseamnă NFT. Ce crezi? Am dus-o mai departe cu ajutorul colegilor mei și acum colecția mea de kendama este în Dubai. La noi, la birou. Colecția mea de Dubai este primul muzeu colecție din lume pe NFT. Adică, blockchain, cumva. Ca să înțeleagă cei care se uită la podcastul nostru și nu sunt familiarizați, există aceste kendame pozate, într-un fel pozate anume. Pozate, filmate, gifuri, da? pe care tu poți să le cumperi ca NFT. Și, practic, opera aia de artă e a ta și o ai virtual. O ai doar virtual și primești cotă parte din tot ce se încasează pentru cei care vizitează muzeul real sau virtual. În funcție de câte deții. Foarte, foarte de mulți de oameni se întreabă, domnule, ce înseamnă NFT-urile astea? Și NFT-urile astea, de fapt, practic, sunt cum ai tablourile acasă pe pereți, exact. acum le ai virtuale în toată lumea și sunt ale tale. Și poți să le revinzi la alte sume, poți să le păstrezi, poți să. S-a transformat într-o monedă de schimb, într-un fel, la treaba asta cu NFT-urile și văd că înaintează cu o viteză incredibilă. Și acum, dacă Alesia te-ar întreba, tati, câți bitcoin avem? O să spun că nu avem un bitcoin încă, avem alte forme de. <laughs> Ethereum, Ethereum, tati, are Ethereum. 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 Și, a, da. Ai criptomonede? Am, am. Am criptomonede puse deoparte, am început și cu minatul, am, început, am înțeles ce înseamnă a mina, am investit bani și în mineri, a fost o investiție la momentul respectiv bună. Acum nu se mai întâmplă treaba asta, că nu mai e despre minat, nu mai merită, rapoartele nu mai sunt ok. Ai Ia... câștigat bani din criptomonede? Am câștigat bani din criptomonede. Am câștigat și uh, încă sunt acolo, sunt pe ele ca să zic așa. Uh... Caut oportunități în care să investesc, nu mă mai interesează să cumpăr Ethereum când e jos sau Bitcoinul și să-l vând când este scump. Caut oportunități, povești în care cred, verific cu băieții mei, tehnic, dacă povestea din, este din White, că scapă, dacă povestea este bună și am încredere în ea, mă duc și bag și o banii de țigări. Mai bine nu fumez. Mm -hmm. Am spus tuturor, investește 10% din ciubucul pe care poți să-l faci. Nu lua banii de acasă și investești în treaba asta, pentru că deja este o tragedie din momentul ăla. Pentru că, practic, nu cunoști foarte bine domeniul și foarte mulți oameni reacționează emoțional. Efectiv. Scot banii emoțional că ați scăzut sau bagă banii atunci că acum o să crească. Aia e cea mai mare greșeală. Tu, pui că ai un ciubuc, aia ai câștigat un milion. Perfect, ia 10 lei și acum du și cumpără orice fel de cripto vrei tu. Aia 10 lei, nu mai mult. Acel 10% din ciubuc, bani care au venit brusc, aia poți să te joci cu ei, să faci ceva cu ei. Dar nu poți să iei toți banii să te duci să faci treaba asta, din punctul meu de vedere, pentru că este o greșeală majoră. N-aș face, n-aș da, sfătui pe nimeni să facă asta. Dar vezi viitorul ăsta? Absolut. Îl vezi doar în criptomonede. Pentru mine este viitorul net, internet se va transforma în blockchain. Blockchain va fi o platformă atât de stabilă unde se vor muta toate. Adică blockchain-ul ăsta va fi o platformă în care practic nu te mai poate închide nimeni, nimeni. Pentru că ești tu independent și practic nu poți să dacă te închide, nu poți să te închide, nu poate să, să te închide cineva, pentru că ești o verigă în tot lanțul ăsta. Exact. Din punctul meu de vedere, asta ăsta e, practic, este independența Victorul. asta. Televiziunea va merge acolo, online-ul vor merge acolo, business-urile, băncile, totul va merge acolo. Pentru că uite, tot vorbeai de Dubai, se fac tranzacții în criptomonede. Da. Și se fac tranzacții pe blockchain unde practic îți dau doar coduri, nu te mai duci la notari. Nu ai nevoie. Nu ai nevoie de nimic, ești un cod, atât. Nu mai ai nume, prenume și buletin. Este alt. Dar e... mi se pare foarte tare chestia asta. Te-ai apucat la nu știu câți ani să înveți de Bitcoin, știi? Atunci am aflat. Fix l-am aflat am început asta. Deci, în secunda în care un băiat în Spania mi-a spus, Bă, ai văzut cât e Bitcoin-ul? Ce a făcut cine ăla? Păi nu, ce? Păi, muream de nervi. Intrăm în pământ. Era 2000 și ceva. Atât era atunci Bitcoin-ul. Și zic, băi, eu sunt prost, n-a venit nimeni, mă, să-mi spună, băi, există niște dăste Cum am aflat de altele cu niște pisici CryptoKitties. La alea cum am aflat de ele, înainte de treaba asta cu bitcoin nu? când am aflat de CryptoKitties jocul cu pisicuțe cu tare, imediat l-am luat pe prietenul meu, Oscar, și-am făcut repede cont și-am cumpărat o pisică de aia de 12 lei. Care acum, când am văzut că sunt niște pisici de alea, vai de mii de pisică de aia. Ei, sunt pisici care ajung și la niște, la 2 Bitcoin, la 4... Și tu ai o pisică de aia? Ai am avut? o pisică de aia, dar nu e din generația care trebuie. Stai că tu pe am aflat că de fapt a dat 12 lei ca prostul, că nu e ca acolo e cu generații. Tatăl cine e, mama cine e, generația așa. Adică de care e o până și pisicile astea virtuale au pedigrie. Da, efectiv, să știi, efectiv. Da. Dar eu, important, e important că am făcut pasul pentru mine. Da. Iar, m am dus, am auzit, că da, am 12 lei. Mie asta îmi place, faptul că întotdeauna cauți să faci ceva. Și că întotdeauna uh, îți forțezi uh, da. drumul. Adică niciodată parcă nu te mulțumești cu ce ai, cu cine ești, și întotdeauna parcă mai vrei, mai vrei să te descopere, să uh, cunoști și un alt domeniu și să, să faci altceva. Problema mare este că nu găsesc echipe și vreau să le fac eu singur, și am înțeles cu timpul că nu mai este și nu pot să fac treaba asta singur, și acum. Vreau să-mi găsesc oameni cu care să fac treaba asta ca să pot să merg mai departe. Atât în muzică, atât în orice vreau să fac în, în domeniul ăsta. Am început, mi-am făcut și eu podcast, mi-am luat aparatură, mi-am făcut niște nebot, e mult spus podcast, am făcut niște teste de genul ăsta pe YouTube, am văzut cum e, nu poți singur, n-ai cum să faci singur treaba asta pentru că te ia cap. Odată poți o faci, a doua oară nu mai faci. Nu merge să faci în viață totul de unul singur pentru că sigur vei da greș. 99% și unul ați va și bine. Uite, poate cei care se uită acum și sunt mai tineri pot să înțeleagă din lucrurile astea. Pentru că mi se pare că dacă n-ai un bătrân, trebuie să-ți cumperi, știi? Așa. Și dacă tu ai 20 de ani și ai impresia că poți să le faci pe toate, no. mai bine îți dai seama că îți faci echipă și că poți să le faci în echipă și că nu poți să le faci tu și pe toate. Cel mai bine, pentru că fiecare din noi știm să facem niște lucruri, unele mai bune decât altele și față de alții. Dacă ar fi să mai filmezi vreodată într-o mașină un videoclip, cu ce viteză ai merge? Și aici e povestea legată de Dubai, știi? Hmm, de exemplu, poveste? dacă ar fi să filmezi da. un videoclip în Dubai da, și mai merge cu viteză, cu ce, ce viteză ai merge? Păi depinde de câți bani nu, am. Cum, cum e, nu? Cu viteza în Dubai, știi? Păi da, știu. De, de a a zic, depinde păi. câți bani am. Păi de ce? Pentru că amenda costă. Și doar costă. Nu-ți a nimeni. Permis ai să faci acolo? Nimeni? Da. Păi de asta zic, cum? Păi depinde câți bani am. Păi cum a fost? Păi am, am, s-au închiriat foarte multe mașini. Cam câte? Cam, <gânt> Cam vreo 7, 8, 6? 8, a? 6, 7, 8 câte au fost, s-au închiriat, am început să ne dăm cu ele filmul Pentru că un vrei videoclip. să faci videoclip, nu? În Dubai. Da, 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 și da, da. da. eram acolo cu băieții după eveniment și s-a făcut, da, hai mă, ne dăm cu mașină și filmăm și un clip. Oase, ia și filmează, tată, că el a filmat. Ia și filmează clipul. Și erați în Dubai. Da, și am plătit vreo 20.000, 30.000 de euro amenziile la radar în seara aia. N-am plătit, ce am plătit cu. plătit alții, așa a fost, eu nu m-am Eu am mers liniștit. Am rămas șocat. Deci, nu pot să. N-am crezut că se întâmplă așa de ceva. Asta zic, că poți să faci câteodată, cum să zic, greșeli, indiferent de vârstă. Deci... Adică, când ai prea că ești înțelept? No, 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 nu, nu, nu. Deci, niciodată înțelept. Da, știi cum e, adică, nu ai cum să plătești atâta, dar statul, așa cum este legea în Dubai, spune că mergi cu cât vrei tu. Și plătești în secundă în care ai trecut de rada să faci tânt, 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 tân, tân. aici de pe autostradă s-a venit notificare. că cinci ți-au luat banii? Gata! <laughs> ai comis o trecere de pieton roșu sau altelea, acolo e grav. Nu te joci cu chestia nu. asta. Nu, nu te... Cea mai lungă căutare a unui infractor cu încătușarea lui în Dubai este de 8 minute. Ca să ne înțelegem. Oricine ai fi acolo, în 8 minute maxim, te-a găsit ți ar plăcea să locuiești în Dubai? Că tu ești un timp care nu te sperie așa de locuri Mi-am făcut un escape în minte și am povestit cu Elena dacă cumva un escape european când UE nu va mai fi și în niște scenarii de astea care ies la un pahar de vin câteodată, zic dacă cumva dubai poate fi un escape din zona asta. Pentru că am stat mai mult acolo și am înțeles cumva și legile și am văzut cum se trăiește acolo, da, aș putea, cred, cred, cred că aș putea încerca să mă duc un an nu cu toate lucrurile. <laughs> acolo nici nu poți să iei trei camioane după tine. <laughs> nu, nu, nu. Acolo doar un cargo, un avion. Nimic, mai bine plec cu două geni și atâta. <laughs> uh... Și oricum e și cal, Se să vorbește engleză. Elena, ăsta ales ea, sigur se adaptează la școală british acolo nu se pune problema. Nu știu dacă m-aș putea adapta cu viața de zi cu zi cu oamenii ăștia, pentru că acolo este uh, supunete. Îmi plac regulile, pentru că unde sunt reguli, totul merge bine. Nu-mi place când sunt reguli, eu respect celălalt de lângă mine, nu și nu pățește nimic. Acolo mă enervez. Dar acolo, când toată lumea respectă. Și acolo merge. cam respectă toată lumea. Nu te joci. Nu, nu, de te duci așa. la pușcărie, efectiv, te ia, te duci la pușcărie, dar ai trecut pe roșu sau dacă uh, beați sau. Nu, nu te joci, nu există acolo. Uh, Ar zic... putea fi, nu știu. Hm. Fii atent, am niște întrebări care sunt un pic așa mai fulger te rog. și vreau Hai. să te întreb dacă îți mai aduci aminte la câți ani ai simțit prima dată că iubești. Păi, de mic am fost prost. <laughs> pe cuvânt, eu iubeam multe fete și sufeream pentru ele, nici nu aveam curaj să vorbesc cu ele. Eu eram una care iubea secret. Nu aveam curaj, eram timid, nu știam nu să mă cred. duc să, pe cuvânt. Tu ăsta care dai cu pumnul masă și care erai... e jur, mult timp am avut de lucru cu subiectul ăsta. Nici acum nu sunt vreun șmecher de la care știe să abordeze o femeie acum așa nici cum te... n ai Mai da... putea, că acum... Știu, dar nici acum, adică n-aș fi vreun, vreun băiat de la care știe cum se face. Uh, mă descurc. Dar în trecut, da, am fost prostă la ăla, știe? Adică timid, timid ăla care... Dacă îmi place de o fată, o ajut să facă orice vrea ea, doar că îmi place de ea și în gândul meu, dar de ce nu vedem că îmi place de ea? Pentru că tu nu-i spui că ești prost, că ai ce vrei. S-a întâmplat treaba asta, așa eram când eram mai mic. Și mai aduce aminte prima iubită? Nu, mai știu că era pe undeva, după aia, până general. Sertarul ăsta nu s-a deschis. Nu, de... nu, vezi că nu l-a deschis pe asta. <gântu -i> nu, și se uite oricum și Elena la podcast asta și n -are <gântu -i> Nu, că, că și ea ar fi curioasă, să știe. <gântu -i> păi tocmai de asta. <gântu -i> Lasă să, să mergem rămân... mai departe, exact. să rămână curiozitatea. Exact. Când erai mic, aveai ticuri? Mm, nu știu. Asta e o întrebare pentru mama. Să-ți aduci aminte, să clipești, să faci ceva, știi? Nu, am, am un defect cu vederea, pentru că pe canapea team așa și televizorul era acolo, întotdeauna așa. Edi, mamă, uite-te la televizor cum trebuie! Mă scuzi. Uite așa. Și am, am, deci vezi? tu te, uitai, te dai pe canapeaua așa, canapea, era așa așa, în Exact, și așa mă uitam. La filme, ore întregi, stăteam și mă uitam așa când era. Vezi de ce întorci capul? Nu știu de ce. Că așa, era canapeaua. Așa. E, dar vezi că după aia mi-a dat seama cu timpul că de fapt aici e focusul. Mamă, și la Tot mai bine așa. Dacă mă uit așa drept, pierd un pic din, știi? Din claritate, nu se face șarful. Vezi că aici era șarful bine. Ia să încerc să mă uit la telefon așa, să dacă mi-e ies... <laughs> De ce ai probleme acum? <laughs> Am probleme cu vederea, trebuie să port ochelari, dar sunt un... Deci, foarte tare asta. Andy, da. de mama? Aici televizorul. Da. Dar asta era bună la școală. Copie, Adică îți dai seama. A, da. <laughs> copiam, copiam. copiam. Am imediat. Bam. Am mers clasa 1, 2, 3, 4 cu curânțe și atât. A fost suficient. Am înțeles cum este. Hai mă, să luăm și restul notelor. Și le-am luat pe toate. <laughs> Când uh, erai mic, erai pedepsit? Ți-aduci aminte care, pentru ce erai cel mai des pedepsit? Da. Pentru neascultare. Uh, vedeți pe... asta nu înțeleg, erai timid când trebuia da. să cucerești o fată dar în același timp erai pedepsit pentru neascultare Păi eram pedepsit pentru că mă mânca undeva și aveam pe fratele meu mai mic, îl scoteam pe la vinovat, după am luat eu bătaie, între ghilimele, notele, când apare nota de 4, de 5, mai dă tu explicația acasă fără să-ți iei pedepsă. Și mai ales la doamna... Da, doamna educatoare care nu afla imediat tot. El am pedepsit imediat. Dar știi ce vreau să te întreb? Legat de povestea asta, tu cum te-ai înțeles cu, frația, cu fratele tău, cu sora ta? Măi, ne-am înțeles cumva bine Până... Ne-am înțeles cumva bine Îți dau două exemple foarte Ca să înțelegi cum ne-am înțeles Sora mai mai mare cu un an de zile Devine rockeriță, îi place muzica rock Eu eram cu MC Hammer și cu Vanilla Ice Eu eram pe dans Își zic lui mama să-mi dea bani să-mi cumpăr albumul MC Hammer uh, uh, Nu mai știu ce album era Era casetă Mama zice nu, 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 că n-am bani, n-am cutare Dar lui mai de ce ai să-și cumpere pe ce și-a cumpărat muzică frumoasă? Și am adus Iron Maiden. Când ascultat mama Iron Maiden, a zis, Milena, arunc această casetă și zic, da, da, uite, să dăm să sărate Scoate arăt. diavolul din, să -ți... din casă. Dăm să-ți arăt, mamă, ce muzică aduc eu. Mi-a dat bani, am adus MC Hammer și era tot... Uite, mamă, Milena, vină, mamă, să vezi. Uite, Eddie, asta e muzică. Îți când mai iubit sormea toată viața ei după aia, adică în perioada aia. Așa. Iar cu frații mi a fost foarte simplu. am avea el o mașunță frumoasă, nu mi-a dat o mie, am luat-o, am dat cu ea de pământ, s-a făcut cioburi. Totul. Da. Frate mi a făcut privirea aia cu patru ani mai mică a mine. A pus mâna pe o și mi-a fiptă un număr. <laughs> și acum însemna aici număr. Că m-am avea așa de cusut și acolo era o șurubelniță. Mi-a rămas așa, am număr și a fugit. <laughs> Eu am scos-o. Am început să țip și m-am dus, bineînțeles, în bucătărie, unde, așa gândim mintea mea diabolică, în bucătărie m-am dus direct la Aragaz, pentru că ușa de la cuptor m-am oținat cu un lemn. Da, da. Am luat lemnul respectiv și am dat pe spinare lui frate, de l-am făcut ofițerul stării civile. Aveam aveam o, avea o de a uita așa pe el, pe spinare. Ăla a urlat, a venit vecina să spargă ușa, mama nu era acasă. Când a venit mama, bineînțeles că ne-a băgat pe amândoi în repriza a doua. Foarte am bine. Amândoi accidentați, am, am, tu cu am... Gălinița, el cu ofițerul de la stării, stării la civile pe piept. Da, acum cum mă înțelegeți? Cu ne înțelegem foarte bine. Sora mea e la Pitești, este educatoare. Și Practic, ea continuă a... ce făcea mama ta. Da, exact. Bine, și eu și frații mei am continuat ce a făcut tata, adică liceu CFR. Adică am făcut da. AMD, dar n-am ajuns să pe, performăm în zona aia. Și fratele meu aici în București a fost mult timp tur managerul meu, l-am băgat în domeniul ăsta, după care el s-a retras și a încercat tot felul de lucruri. Iar acum este cumva inginer, pe aer condiționat, industrial, pe niște combinații de astea. Așa, foarte șmecher, pentru că l-am văzut învățând la vârsta asta și mi s-a părut foarte tare că e ambițios. Și ei nu s-au gândit vreodată să plece și ei? nu. de la pitești din România. Curajul familiei Andreanu a venit doar la mine. Când a luat aceste decizii au. sau fără frică. Nebunie, la un sau nebunie, un nebunie, efectiv. Că nu, mi se pare să... la un moment dat că e nebunie, știi? Ei în același s... timp de apreciat. Ei mai așezați. Nu, la mine a venit treaba asta. Eu încerc să le mai spun, bă, dar dacă simți să faci treaba asta, fă-o. Aha, ți-e ți ușor să zici treaba. Dar de ce, mă că nu mi-e ușor? Și eu trec prin Cum să zic așa? Nu mi-e ușor. Dar o fac. Când o simt, o fac. A, e. Care a fost cel mai greu moment pe care l-ai trăit în... până acum, până la 44 de ani? Sunt, da, sunt multe. Uh, primul care vine în minte este uh, momentul în care a trebuit să să-l duc pe tata pe ultimul drum. Al a fost un uh, moment foarte greu, pe care l-am depășit atunci, când am fost efectiv la, la, la cimitir, ultima perioadă, după ce l-am scos din biserică, s-a terminat tot, ăla a fost un moment pe care n-am cum să a fost cel mai greu moment al meu. Acum câți ani? Uh, Acum 13 ani, fix înainte să nască Alesia, Adică mă oftic foarte tare că n-a cunoscut-o, era Elena gravidă uh, și el a fost un moment uh, greu pentru mine. Am crezut că trec mai ușor peste el. De da, ce păți? Uh, ce să facă? Că râde și mama de mine în același timp. Uh, cancer la plămân din cauza țigărilor și eu m-am apucat de țigări atunci. Când tata ne-a părăsit, pentru că așa a fost să fie, nu ne-a părăsit neapărat, că n-a vrut el asta. Când el a plecat, eu am continuat drumul și mama a venit și m-a întrebat, mamă, dar foarte serioasă să știi, tu ai făcut vreo înțelegere cu taică tu? Ați vorbit de? Zic, mamă, doamne, îi ferește, mamă, nu, eu sunt prostul care s-a apucat de fumat la 32 de ani. Doamne, ferește, nu are nicio legătură una cu alta, știi? A fost un moment greu atunci. Foarte greu. În rest, am avut și momente foarte amuzante despre decesul tatălui meu, eu și fratim eu. Nu faceți frate ca noi, dar a fost un de moment ce? în care... Bine, două momente foarte frumoase pe care chiar vreau să le povestesc pentru că sunt lecții de viață și chiar ar trebui să înțelegem că când părintele îți cere ceva, ar trebui să faci treaba asta. O povestesc repede îl aducem pe tata la București, îl internăm aici la Fundeni și stăm cu el, că trebuia să-și revină, era probleme cu respirația, cu un tub de la la scos, în rezervă, bla, bla, bla. Eu eram uh, la emisiune la Te Cunosc de undeva și trebuia să fug foarte repede la filmări, din Pantelimon, Fundeni, până în militar, e ceva ce nu vrei să iei pe drum, îți trebuie timp. Dau să ies, era tata acolo și mama și fratim meu. Și tata, în timp ce deschid ușa și ies, eram deja în întârziere și deja lumea mă înjura, zice tata așa, ce aș mânca un cremșnit. Și eu ieșim pe ușă, pf, mama i a la cuvânt și a zis, hai mă, Florine, că ți-ai eu după aia cu tare că adică mă duc eu mai târziu și ți iau. și eu eram în ușă și zic, mă, etajul 8, liftul nu merge, bagă frumos căr, întârzi să vezi acum cu tare. Mă duc, mă duc, cobor, mă duc, iau cremșnit, urcă pe scări înapoi, etajul 8, în mintea mea era, bă, ce mă înjură ăștia, să vezi unde mă duc. Intru, îi dau lui tata, uite tată, ți-am adus cremșnit poftim. A fost bucurie ca la un copil mic, efectiv. El era așa între uh, realitate și uh, ce-și imagina el. și îl văd în pat acolo, în mijlocul patului, ce am deschis, ia a mănâncă, era pff, incredibil. Perfect. Zic, hai mamă, că am fugit, lasă-mă, că nu mai pot. Ies de la funden, greșesc drumul, în loc să fac dreapta, mă duc stânga spre Pantelimon, ajung în intersecție la Pantelimon și mă sună fratele meu. Gata. Am făcut stânga împrejur, m-am întors repede la spital, am nu știu cum am parcat, am urcat, în timp ce am urcat și am ajuns în camera lui, în momentul ăla deja, îl, el l-a cedat în momentul ăla, l-au luat pe un scaun cu rotile și l-au dus direct la uh, reanimare, la, la urgență. De deci, ce a fost, ăla a fost ultimul moment cu tata, pentru că el n-a mai fost conștient de acolo și după aia era doar o numărătoare inversă de... Ăla a fost ultimul moment, ultimul da. zâmbet și ultima dorința lui. Dar îți dai seama dacă atunci nu te duceai să-i crești tu ăla și să-i duci? Aia zic. Nu cred că puteam, nu că nu puteam trăi cu asta, dar era moment foarte greu. Deci ăla a fost ultimul moment, efectiv. Așa Al meu cu el. Așa, atunci l-ai văzut ultima dată pe tatăl. Da, și ultima oară când l-am auzit. Dar știi, măcar l-ai văzut bucuros. Efectiv. Și am participat la bucuria lui. Este ceva care pentru mine a contat atât de mult, cu toate că în momentul în care am plecat, îți dai seama că eram nervos în spume, eram vai, doamne, am întârziat, vezi? Viața asta în care alergăm ca disperații, să rezolvăm lucruri și să mulțumim oameni din jurul nostru, punând, sacrificând pe cei iubiți și pe cei apropiați dintre noi, îi punem pe ei întotdeauna pe ultima treaptă și punem pe alții, ca așa dă bine, ca așa e frumos, ca așa e promis. E, nu e bine treaba asta. Ăsta e un moment de care mi-am o să aminte și acum la Survivor. Și imediat după aia un moment amuzant, așa se întâmplă, eram încărcați eu și fratele meu, mama a plecat la Pitești să pregătească tot ce a rămas eu cu dragoși, să-l ducem pe tata la Pitești dar nu avem parpa parpala cu de scândură. Acum vorbesc într-un mod foarte catenicos, pentru că așa a fost. Și să mă duc cu fratele meu să alegem coșciugul. Tata un tip mai corpulent, efectiv, și intrăm într-o baracă de aia de coșciuge în anii Bună ziua, bună ziua! Le văd, începea de la ieftin până la scump. Eu cu fratele meu eram, bă, nu știu. Chiar nu e ceva ce știi. Nu e ceva cu care te-ai mai intrân. Nu știi, frate, ce să faci în momentul ăla. Nu știi valoarea banului și nu știi. Nu știi. Și ne uitam așa la el, spun asta așa, cum se pare, bă, nu știu, vorbea încet, era doar omul acolo. <laughs> și îi zicem, bă, da, îi spunem, bună ziua, uh, tata, povestim și zice, îi spunem, bă, tata e mai corpulent, ele sunt mai, cum sunt mai late, mai cum, nu vă faceți griji, că ele sunt la fel, sunt mai adânci, atât. Zic, A, ok, am știut. Și zic, ajungem cu fratele la unul dintre ele și zicem, uh, cred că asta. Ăsta, da. bă, aia aveți probează. Și fratii meu a intrat în el probând coșciugul ăla. Bă când a dat să intre în el să-și facă mâinile așa, a realizat ce face și a îmbuvnit într-un râs isteric, cu lacrimi, că fratii meu a intrat să probeze coșciugul. Că eu, ca tâmpit, o am zis, probează-l, ca și cum avea, avea un rost. Și el că a făcut pasul să-l probeze, efectiv. Și noi doi râdeam cu lacrimi în acel magazin de coștiuce și râdea și vânzătorul momentul ăla. Moment în care noi ne-am descărcat foarte tare și ne-am așezat. Deci ăsta a fost un moment foarte amuzant pe care îmi place să-l povestesc, pentru că acolo a fost momentul în care am trecut în partea altă și realizam prezentul cumva, că altfel eram într-o altă zonă. Uite, asta vreau să te întreb. Cum reușești să te ridici de jos atunci când viața te doboară? mă întorc la cei pe care îi iubesc. Le iau zâmbetele și energia și, atunci și ce să nu le ofer înapoi. Cum? Și atunci când nu îi mai ai? Acolo e mai greu. Că nu îi mai ai pe... Nu îmi mai ai lângă tine, amintirile plăcute te pot ajuta să treci peste și, bineînțeles, dacă ai curajul să te uiți în oglindă. Și în același timp, ca să ai amintirile astea plăcute, trebuie să le faci. Cum ziceai și tu ceva mai devreme, să nu închizi telefonul, să-ți faci timp să te duci la părinți, să-ți faci timp să stai Toate. cu familia. Toate lucrurile, tu simple tu le faci. Eu le fac. Nu eu recunosc că am și o parte mea de vină, dar încerc să mă schimb. Îi mulțumesc Survivorului pentru că a schimbat la mine multe lucruri. Eu știu asta. Te-a făcut mai bun? Cu siguranță asta. M-a făcut mai bun, dar aștept să ofer și să arăt treaba asta. Încă abia sunt în schimbare, dar timpul le va arăta pe toate. Ce te enervează cel mai tare la un om? Minciuna și falsul. Falsul ca și om. Oamenii care nu-și asumă. Cine sunt? Ce fac? Și ce îți place cel mai mult? Uh, îmi place omul care spune lucrurilor pe nume. Cu adevărat. Chiar dacă doare. Indiferent. Chiar dacă doare. Bă, îmi place omul ăla. Așa cum este. Poate că nu-l suport și nu o să fie lângă mine vreodată, dar îl respect pentru treaba asta. Mult. Și câteodată nu e ușor, știi? E greu. S -a, s -a accept Eu să accepti și să-ți place la greu, un om recunosc. când e cineva care e foarte direct. Eu accept greu. Dar mă retrag și zic, bă, oricum, bravo lui. A avut curaj să spună, degetul pe rană. Tu ești un tip orgolios? Sunt, recunosc. Sunt orgolios, lucrez la treaba asta, să nu fiu orgolios când nu trebuie și pe ce nu trebuie. Dar egoist? Creu, la egoist nu prea sunt, să știi. Adică nu prea sunt egoist în felul în care poate cred unii. Știi? Toți avem o formă de egoism. Eu sunt convins de treaba asta. Toți avem. Uh... Nu aș putea spune că sunt egoist în modul ăla. Nu știu, e discutat aici, pe exemple. Și acum oamenii care se uită la podcast, dacă ar fi să afle care e cea mai mare calitate a lui Cerebel? Sunt ambițios și nu îmi place să-mi spună cineva că nu pot. Pe mine nu poți să mă faci prost. Mi se pare cea mai mare jignire pe care poți să-mi o aduci mie când mi-o spui pe bune, nu când spui, băi, ești prost cu tare, Caterinca. Să poți să-mi spui că sunt prost, trebuie să argumentezi argumente și să-mi dovedești că sunt prost. Nu cred că pot să fiu prost la modul ăla și nu ai cum să-mi spui că nu pot să fac asta. Te doare când cineva zice, bă, nu mai poți face asta, gata. Da. M-a dus și pe insulă în care trebuia să fie în aceeași găleată cu Cătălin cu bătrâni. Îi zic, bă, vârsta e una din buletin, scrie acolo, tu 45-44, dar eu sunt mult mai jos, Consider că am altă vârstă la ceea ce fac, și la ceea ce. cum gândesc, și la ceea ce fac. Mai am multe de dovedit. Eu nu mă pot cataloga la bătrân. Dacă te-ai dus acolo și la început nimeni nu-ți dădea nicio șansă că erai și cu 15 kg mai greu, mai mult de 15 kg. Mai mult. 100. 1 kg. Aveai 100 și ceva de kilograme. nici nu aveai condiție fizică și când începea, aia că nu poți. Tu știai că poți? Eu știam că pot. Eu știam că urmează să dovedești și îmi plăcea provocarea mult de tot asta. provocarea asta și îmi plăcea ca oamenii să mă să nu mă creadă. Să zic, asta nu poate, asta. Îmi place, îmi, place, să surprind. Îmi place, mai ales când nu dai doi bani pe mine și în momentul în care lasă-l pe ce repede, bă, trân, grație, grasie, ce, ce survivor, mă, ce ai în săptămâna e acasă asta. Îmi place asta. Îmi place să-ți arăt că nu e așa, sunt nicio formă și mai ales în momentul în care îmi și spui, bă, ce n-ai -ai nicio șansă, mă, tu nu poți. Ia, fiate. Pentru că sunt genul care, viazi mă bați. Greu să înțeleg. Dar mă bați. Ok, mă duc acasă mâine, poi mâine, răspoi fac flotări, mă antrenez, dar fiind și te bat. Și când te bat, te badă, mă ții minte. Ăsta ești tu. Cam așa. Îi e ceva de ce ți-e frică? Uh, nu, nu, Asta cu frica, să știi, sunt unul dintre puținii oameni din jurul meu și pe care am auzit. Mie nu mi-e frică cumva de moarte, toată lumea este speriată și prin tot ce a însemnat COVID-ul ăsta, de fapt a fost o sperietură de moarte generală. Frate, dacă mâine mor, asta e. Eu ce pot schimba la treaba asta? Că tot spun, da, da, e o fetiță care n-ai apucat, dar ce pot face eu? De ce să-mi fie frică că mâine se termină? Să-mi fie frică dacă am trăit cu regrete și mâine se termină? Nu, dacă vine mâine, asta este, sunt pregătit pentru orice. Nu ai cum să trăiești fericit dacă ți-e frică de mâine. N-ai voie. Iar tu ești fericit? Eu sunt fericit. Consider că mi-am trăit viața până acum, în secunda asta, așa cum am vrut, n-a schimbat nimic, dacă m-aș întoarce și aș trebui să schimb ceva, nimic n-aș schimba, că orice a schimbat m-ar face alt om și atunci sunt pregătit pentru orice. Și ești genul de om care trăiești în, în prezent. Da. Sunt, sunt aici. Mă bucur de tot ce văd, tot ce fac. Tu ce faci prima dată când te trezești dimineața? Sincer, bag o și o cafea. A, mama lui Cerebel, vă rog frumos știu, știu, să știu, nu vă uitați știu, la acest podcast și să știți că el oricum s-a abținut foarte mult să, să dușa prin două țigare. nu e frumos, mamă. Asta ți-ar fi zis doamna exact, educatoare. Exact, exact. Dar la Survivor aveai țigări? Cum să ai țigări? Și ce fumai? De la liane? De la... Fumam pe... Doamne, iartă-mă, nu? la momentul... bețe, Radu i-a făcut niște bețe lui Andreea. Și aia le aprindea și încerca să scoată fum Zice, băiat, nu, bă, îl opriți, bă, mă, bă, ia capul la rău, cine știe ce... Cine... <gul> și, și de la... Dacă tot ai stat aproape 3 luni, nu mai... Cât ai stat? 3 luni? 14 săptămâni, da, Bun. trei 3 luni. Și, și dacă ai stat așa acolo, nu a fost momentul să zici, gata, mă, renunț la ele? Ba da. Și Te am și? convins că o să renunț la țigări. Și? Uh, în momentul în care m-au dat afară și mi-au zis că hai că mâine ți aducem portofelul și țigările, acolo a fost declicul după 100 și ceva de zile, Zic, o, țigări. Deja a doua zi era despre gustul cafelei cu țigare. Bine, ți-a fost o mizerie când am pus prima oară țigare în gură. A fost o mizerie ca prima oară când m-am apucat și un tâmpit să mă apuc de fumat la 32, al capitol. Și ne-a zis, bă, totuși nu-i bine. Tata a murit de cancer la plămâni exact. din cauza țigărilor. Hai să o arunc. Și am promis Alesiei că mă las de țigări și eram convins că m-a văzut acolo și am zis, bă, mă întorc acum să vezi ce tare și ce mândru și ce mândru o să fie de mine. Uh... Ce mi-a plăcut este că am reușit să nu intru în sevraj, să nu vreau să fumez la Survivor, deci înseamnă că se poate simplu, nu cu gumă de mestecat, nu cu niște vrăjil de genul ăsta. Cu voință. Aici, punct. Păi da, și? Și cred că o să fac treaba asta, cred că o să mă las. Da, ai promis, Alesei? I-am promis de mult. Și ea mă mai întreabă din când în când, dacă te-ai lăsat. Dacă uh, da, când te lași. Știi că și am avut momentul ăsta, m-am lăsat de aproape un an de zile de fumat Bun. și aveam povestea asta de la copii care la fel simțeam că, da, știi de ce vrei să fumezi? Și la un moment dat David mi-a zis, dar eu nu înțeleg, uite ce fumați când pe pachetele astea, uite ce scrie. Știi? Corect. Și îl vedeam și ziceam nu că mă las și acum de fiecare dată le spun că datorită lor m-am lăsat, că ei m-au convins și ei că au fost foarte puternici, ceea ce e foarte adevărat. Tare! Și foarte de asta tare! Deci Alesia, să știi că tati o să vină acasă și nu o să mai fumeze. Nu știu dacă în seara asta, dar o să vin acasă. <laughs> da. Elena fumează? Elena fumează doar dacă e lângă mine. Ea nu fumează, de fapt. Își mai aprinde o țigare așa că stă lângă mine la povești sau dacă cumva iese pe un club. Rar ieșim în club, n-am mai ieșit în club de ani de zile. Uh, nu pot spune că e fumătoare, pentru că ea cât am stat la Survivor a fumat, când sunt eu acasă nu fumează deloc cu lunile. Nu, e, nu pot spune că e fumătoare, nu e dependentă de așa ceva. Să mai prostește ca nici... Ce ai spus prima dată când ai sunat-o după ce ai ieșit de la Survivor? Vai, deci doar, doar în momentul în care am văzut-o, am venit văzut în plâns instantaneu. Și am văzut-o la tine în emisiune. Deci prima oară eu n-am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu. Și m-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, după ce am ieșit, și m-am uitat și primul lucru a fost Elena la tine la emisiune. Cu părinții lui TJ, ele au fost primele informații pe care eu le-am luat după emisiune. Elena la tine în emisiune. Și când am văzut-o prima oară, am văzut în plus. În camera de hotel. Mă uitam așa și eram... Wow! Ăsta a fost primul lucru. Și când am luat telefonul, iară, să ne vedem FaceTime, wow! A fost un șoc, să știi. A fost despre te iubesc, despre dor, a fost despre familie, a fost despre... Asta a fost. Pentru că ți-a lipsit la fel de mult cum Foarte lipsit. De mult. Eu sunt dependent de Elena pentru că Elena nu este doar soția mea. Ea este cel mai bun prieten al meu. Ea este partenerul meu în afaceri, este omul care mă pune la punct. Ea este mai mult decât atât. Nu ai putea fără ea. Sub nicio formă. Iar eu nu mai plec de acasă pentru un proiect de niciun fel atâta timp. Nu mai pot. Te întreb imediat uh, legat de Elena ceva, dar dacă tot ai zis că este asta, acum dacă te-aș întreba, Asia Express sau Survivor? Survivor, sus. Asia Express este o altă poveste? Uh, nu este atât de dură, este un joc greu, dar Survivor este top of the top. Adică este cea mai grea, cea mai longevivă, cea mai grea din toate punctele de vedere. Ok. Și acum ne întoarcem la Soția ta. Ce iubești cel mai mult la Elena? Uh... Mă completează perfect, nu știu dacă pot să zic un lucru care iubesc la ea cel mai mult, sunt foarte multe lucruri. În primul rând, este persoana care mă înțelege atât de bine și care mă poate ajuta să rămân pe drumul drept, când mă duc pe arătură. Ați avut momente de cumpără? Am avut. Am avut probleme, uh, uh, momente de cumpără, am avut și noi discuțiile și certurile noastre de cuplu, așa cum sunt, dar sunt rare și sunt cu subiect și cu predicat și cu argumente. Nu sunt discuțiile de liceu, când abia da, da, tu, da, gelozii, de gen... nu sunt, am trecut de mult peste treaba asta. Nu ajungem acolo. Ajungem la, cumva, frustrări și lipsuri personale pe care, la un moment dat, le punem pe aceeași masă. Noi le punem zi de zi, dar știi cum e, îți mai scapă. Și e bine pentru că atunci... Ați avut momente în care v-ați gândit, poate, să vă separați sau momentele astea, știi, când apar problemele... N-am avut gândul ăsta serios niciodată. Am avut doar uh, vorbe grele spuse la ceartă, la repezeală, la nervi, de genul ăsta. Dar niciodată n-a fost un lucru serios. La tine problema e că le spui și în rime. <laughs> <laughs> adică așa, așa am avut discuțiile respective. Uh, dar suntem foarte, foarte echilibrați, să știi. Adică o iubesc că mă înțelege, în primul rând. Cumva. Adică mă... Nici nu știu cum să spun. E, e plus și eu sunt minus și invers. Dar știi că erau comentarii la un moment dat, înainte să te întorci și să te cunoască lumea la Survivor, da, e recalcitrant, sigur așa e și cu Elena acasă, sigur așa face el, știi? Oamenii vedeau o frântură da. din 24 de ore și imediat îți lipeau o etichetă. Da, da, sigur, uite cum a țipat aici la ei, așa face și acasă. Nu este cazul <laughs> pentru că acasă este Eduard, este și Cerebel, este și Eduard. Eduard v-am spus, este timid, e în Zodia Rac. Luați Zodia Rac și citiți-o și vedeți de acolo, scoateți voi ce vreți. Ambalajul tatuat și ăsta pe care îl vedeți voi aici vine în funcție de ce sunt ce e în jurul meu, cum sunt provocat. Dar nu este cazul cu fetele mele, cu Alesia sau cu Elena sau familia mea, să intru în zona aia. Pe Alesia unde o vezi peste câțiva ani? Wow, este... Apropo de Alesia, crește repede, Vine vârsta, are 12, se duce spre adolescență. Uh, nu îmi dau seama în ce direcție se va duce. Apropo de ce îi place, da. că îi plac foarte multe lucruri. Și ea este uh, ambițioasă pe, pe subiectul ăsta. Încă o dată le spun celor care se uită la podcastul nostru să caute pe YouTube. Cum are ea canalul? Alessia World. Alessia World. Băie, deci este fabulos cum vorbește <hă> fata asta în engleză. Cât de lejer cu camera, cât de da, mult. E, e fabuloasă. Vina mea că, uite, n-am dus mai departe asta iară. Tot pentru că nu am timp, dar nu că nu am timp. Îmi fac timp. N-am echipă. N-am cu cine. Sunt singură acolo să o ajut pe Alesia. Doar să o ajut ce? Să-i pun piedu și să o las singură. oricum faci asta singură. Nu trebuie să-i faci nimic. Trebuie să o lași pe ea. Știi? I-a închis TikTok-ul de două ori. Pentru că, iară, odată n-am fost eu atent, odată n-a fost ea atentă. Și pentru că e minoră, TikTok-ul are o anumită politică. Trebuie să apară adulții în Exact. Trebuia să am eu grijă să cutare editează, filmează, știe ce să spună, trebuie să o lași doar în pace și să o susții la modul să îi creezi platformele și să o controlezi în cazul în care sare pârlează cum ar veni. Știi? Da, unde vezi tot Atât. în domeniul ăsta artistic? Este foarte creativă, să știi. Mi-ar plăcea cumva să fie în zona asta artistică, poate chiar muzicală, dar asta înseamnă să fie și săracă. <laughs> știi ce zic câteodată? Glumesc. Uh... <laughs> poate n-ar rămâne și în zona blockchain și atunci nu e cazul. <laughs> <laughs> nu știu dacă mi-ar plăcea în zona asta, pentru că îi merge mintea și la școală, o văd, ar putea fi și într-o zonă în care muncește doar cu capul, doar cu creierul, știi? Indiferent de ce domeniu, dar e foarte creativă în zona artistică. Și, și atunci Selena și și-a descoperit creativitatea în, în da. perioada asta. Este. Fo face niște lucruri e foarte creativă și. Handmade, ea, da. nu? Da. O să vă povestească despre asta mai mult. Ea, eu doar vă zic că are un proiect foarte frumos, Handmade, stă uite așa și face niște lucruri. Am rămas șocat, deja are o colecție, o să vă povestească despre treaba asta, dar nu vă zic mai mult că după aia mă certă, că am deconspirat ce face ea când nu e gata cumva și o cred. Și atunci nu, decudesc, nu vreau să o supăr, vreau doar să o susțin și o susțin foarte tare. O să vină momentul și o să vă arate. E foarte superstițioasă. Am câteva momente în care sunt superstițios, dar nu la modul copilăriei, care dacă calci pe linia de la ciment, care dacă trei pași vine pisica, care nu fac dăstea cu întoarce, te dă 13 ori numără pașii făcutare. Nu așa. De 13 ori. Așa era pisica neagră, 13 vineri, nu știu ce schemă. Era o poveste de asta. Eu acum tot nu-mi dau seama, tu ești în România sau în Spania? Adică dacă o să-l sunăm pe cerebel peste o lună... Peste o lună, cred că suntem în Spania, să terminăm școala, mai ales până în Și apoi... Nu știu să răspund, că e o întrebare atât de grea. Și Știi sincer, că cu asta spun... am început podcastul. Da. Și cu, mm -hmm. cum te-ai adaptat, tu, mie mi s-a părut nebunie și curaj. Băi, nene, nu tu, știu. tu ai știut vreodată cu Kendama aia să, să faci? De unde? Că ai devenit șeful Kendama, cu Zero. Nu știam nimic, am văzut că alții pot și eu nu pot, am cerut, am cumpărat o kendamă, am început să fac, am început să ne batem în jocurile kendamei și de acolo Povestea colecției și tot ce a însemnat fenomenul ăsta și tot ce a însemnat educația prin Kendama, mie mi s-a părut foarte tare, iar părinții au iubit treaba asta, că într-o eră digitală o jucărie de lemn își face loc și scoate copiii din casă, nu la telefoane, ci la o jucărie de lemn, competiție, evoluție, atenție, aer liber. Asta mi-a plăcut este foarte de deci mult. Deci tu nu știi nimic și ai zis, Bă, dacă Zero. ăla poate, pot și eu. Da. Adică și tu ăsta ești, dacă la poate, pot și eu. Și dacă îmi place. Și dacă-ți place. Pur și simplu, da. Pe de asta la mine găsești în garajul al meu acolo, în depozitul al meu, găsești în continuare un BMX, găsești și skate, și longboard, și skateboard, și snowboard, și... pentru că alții pot și eu, nu pot, pot și eu. Și wake, toate sporturile extreme. Nu sunt specialist, că nu am aprofundat, dar trebuie să știu să mă dau pe treaba asta. Mi se pare foarte tare. Cum să nu știu? Trebuie să știu. Și trebuie ok, nu-mi place să cu parașta. Nu o să mă vezi că sar cu parașta niciodată. Nu e o provocare. Okay, dar pentru dar dacă mine. îți place ceva și altul poate și tu nu poți, trebuie să poți. Da. Da, trebuie să pot, nu există. Și dacă mai ales, dacă pui și pariu, trebuie să-ți arăt că trebuie să pierzi pariu. De ce de, mine, dacă e... E ambiția Ieri. foarte mare. Îmi place mult de tine, știi, și îmi place chestia asta, pentru că ești exact așa cum mă gândeam, un tip mega ambițios. Și chestia asta, bă, dacă la poate, pot și eu. Și nu mă dau bătut, știi? Zim, da, uite, zim acum, că eu nu pot să mai scot un hit. Sim să-ți arăt că lucrez la treaba asta. zic, că toată că lumea îmi zice, Mulți Nu tu. Că nu cred asta, da. știi, de asta Mulți zic. spun treaba asta. Și tu oricum este despre ascultare. Dar Băi, ce răbea, știi ce? Dar stai că nu știu cum să o zic ca să fiu credibil, știi? Că nu cred. Bă, ești bătrân, nu o să mai poți să scoți niciun hit Așa. și lasă-ne, bă, lasă tineretul ăsta, da? Și tu cu rimele tale și asta și ia, zi, mai zi ceva. Și acum luăm așa microfonul și rap, Drop the mic! A? Bun, bun, bun. zis-o. Da, lucrez la treaba asta și la muzică, muzică matură, muzică frumoasă. muzică ce muzică matură? Muzică pentru posesori de cerebel. Pentru a asculta muzica printre rânduri, nu este o muzică pentru toată lumea, este o muzică care mie îmi place foarte mult. Da, te-ai gândit la... să te întorci la chitara ta, da. pe care vei în copilare să cânți la chitară M și să scoți genul ăla de muzică. Asta fac. De ce? De, de, de nu pot să cred, jură. Asta? Da. Da? Da. Ce este starie? o muzică mai rock, mai punk, mai rap în același timp, dar pleacă de la chitară oricum. Este light pop. Când m-am gândit când povesteam da, în podcast chiar că da. erai la chitară și... Da, încă mai știu, am chitară acasă, încă mai fac la ea, dar chiar dar este... Avem și noi chitară aici. Avem chitară, Ciucă? Păi Aveam nu. chitară. Păi nu-ți ideea din spatele tău care are 400 de kg de Nu, nu, din nu, din nu, nu. Nu asta pe care am luat-o. <laughs> foarte frumoasă. Asta e o chitară pe care am cumpărat-o de la cineva care a fost la România o talent și într-un garaj și a descoperit pasiunea asta să facă tot felul de instrumente și tot felul de lucruri din uh, piese de mașini. Ce din, tare! Uh, foarte tare! Am din cimitire de, am de mașini, știi? Uite, dar stai, cred că avem chitară noastră, că finalul podcastului mă gândeam să-l închidem așa, în rime, sau să ne cânti ceva la chitară. Dar nu știu dacă... Ciucă, dacă nu găsești chitară, du vioara! <laughs> asta cu vioara, asta <laughs> e nici, nici nu soții ține efectiv. La vioara... vioara mi se pare un instrument foarte greu. Bă, dar aveam chitară. Bravo! Ia uite-mă! Ia uite-mă! Ia, uite ia -o. Bă, deci ce crezi, mă? Ia uitați-vă, avem chitară aici. Nu știm dacă e acordată. Nu contează. Să... Ta? Da. Ok, perfect. E ah. pe acolo. E pe acolo. De ce? Uite-l mă bă! pe cerebe. Să dau, ce, paharul? paharul lui. ok. Ia, auzi, mă, că sună... Ia! Ce mișto! Cântă-ne ceva! Ce, ce... Domnul Cerebel, cântă-ne, domnule, ceva! Nu mai... Nu Când e ceva de la simplu. Ah. Pe nu știu, armoniile, nu știu ce să cânt la ele, la... Nu știu ce Sau dintr-o piesă da, pe nu știu că eu nu cu vocea dădea. Eu dădeam doar dezdrăgăneală, sora mea de zdrângă, neală, soră, cu vocea pe vremurile alea. Da, dar acum a... lucrurile s-au schimbat. Păi da. Și zi așa o rimă. Uh... Să încheiem podcastul ăsta așa, cu domnul Cerebel cântând și mulțumindu-i că a venit să fie alături de noi. Din România, din Spania, Vezi, acolo trebuie să fii pe flamenco. Da, nu pot. Alea nu... Ole! Ole, da, nu pot, <gri> nu pot, nu pot. Dar că nu știu acordul de la vreo piesă, de la Andrii Popa, de la ceva, nici nu, nu mai știu nimic din acordurile vechi. Ca așa când am văzut <gri> Și una cine trece, îi lua, -și. și începea, tam, 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 tam. Și eu am dat cu ce acorduri face, făceam și eu, știi? O copiei. Dupeam trecut la mandolină, că îmi plăcea să fac Ciuha, de mandolină. Hai, <laughs> hai, Cum eram să de mandolina acum? n Bă, cum. dar știi, mi-a dat o idee să cumpărăm toate instrumentele să le avem aici, la studio. Cum? <laughs> Serios. Mandolină, vioară, chitară. Nu știu cum să să face facem cu tot. țambalul, unde-l punem. Țambal. <laughs> <laughs> da. ne facem. trupă. Nu fi pe ce crezi că, că noi suntem, nu suntem ambițioși? Ce mă, ce rebel, poate cu criptomonede, poate cu chitară și noi nu putem? <laughs> cu țambalul. Cu țambalul? <laughs> cum facem cu țambalul pe scări? <laughs> Nu mă, dar merge noi pe principiul lui Cerebel. Dacă el poate, putem și noi. Corect. Da, o să fie chitara în... În nouul tău proiect. În nouul proiect o să fie chitara. Dar te gândești gândit, poate puteai să cânti în spaniolă ceva. Nu vreau mă abla spaniol, nu este ok. E, no, ombre, no, tio, ok, no, no, no. Ne vezi, ai Atitudinea Atitudina atitudinea ești de acolo. Ești de acolo, sunt mai ales acum când dominicanii auzeam pe și ea sunt autentici cu America Latină că de la ese, la Așa vorbeam, nu înțelegeai nimic, e nebun nici o spaniolă. Mai încercam, le mai făceam, în timp ce mergeam pe acolo, mai printeam un moment în care ziceam, se poate de pochito de, de comida, de comida, si, si, si. Și erau, nu. Că noi cer mâncare, îți dai seama, la orice om venea, dar cer și mâncare, n-ai nicio șansă. Ce îți mulțumesc mult de tot. Mă bucur mult de tot că am făcut podcastul ăsta împreună. Să ai succes și te așteptăm cu mare drag. Dacă nu, următorul facem ori la Marbea, ori în Dubai, ori... Uh, în România. Da, îl facem pe următorul, că mai sunt povești. Așadar, oameni buni, căutați-l pe Cerebel pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, căutați-l peste tot, este un om extraordinar, iar din toată inima eu vă recomand să o căutați pe Alesia. Alessia da. World, uh, ți-am zis, eu sunt fanul ei da, da, și da. de când ne-am întâlnit. Așadar, dacă v-a plăcut podcastul nostru, puteți să dați share, să ne lăsați un comentariu, să ajungă la cât mai multă lume și să vadă și oamenii ăștia din Spania cine e Cerebel. Ca să se știe. Si, claro si, si. clar o că sí, si. sí. Clar că sí. Mañana, mañana. mañana, sí. Si. sí. Mersi mult de tot, te pup. Și si eu mersi, și eu mersi. Ceau, papa. Pa. pa.